Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Hristos a înviat. Iubiți frații români de la Scriptură, iubiți invitați, onorat auditoriu, bine ați venit la a doua ediție a unui eveniment cultural de suflet românesc și de simțire românească, Seara Basarabeană, de data aceasta, aici la restaurantul Corabia din Roman, după ce prima ediție s-a desfășurat în februarie 27 la Hanul Zeșilor. Văd în cele două locuri, restaurantul Corabia și Hanul Zeșilor, o metaforă a prieteniei, pentru că ambii anfitrioni de până acum a evenimentului, fie că vorbim de amiralul Victor Barcan, ori fie că vorbim de marele logofăt Ioan Masaftei, vorbim înainte de toate de doi minunați și adevărați prieteni. Prieteni ai societății culturale Clepsidra, prieteni ai romanului, prieteni ai romașcanilor, prieteni ai românismului de aici, de pe malurile Moldovei, Siretului, Bistriței, dar mai ales de pe ambele maluri ale Prutului binecuvântat și sfânt, prieteni și frați adevărați cu frații români de peste Prut. Pe aceștia primordial, voiesc ca-i saluta așa. Hristos a înviat, bine ați venit acasă. Astăzi, ca și de unezi, v-am întâlnit cu biruitorul și îngerescul Hristos a înviat. Cântat și rostit, parcă o clipă și de îngeri coborâți pe pământ. Tuturor ne curge în vene sângele înaintașilor, eroi și martiri, sfinți mucenici, care s-au jertfit pentru neam și țară. Sângele lor este Prutul care curge prin venele noastre. Sângele lor este Moldova care curge, nu cum s-ar părea aproape de locul unde a acostat pentru o vreme corabia, ci prin venele și arterele noastre. Evenimentul este organizat de Societatea Culturală Clepsidra, editura Papirus Media din Roma și editura Corgal Press din Bacău, în colaborare cu restaurantul Corabia. De asemenea, mă bucur să transmit asistenție de față că evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea în Altea Sfinției sale, Arhiepiscop Ioachim, al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, căruia îi mulțumim pentru părintească purtare de grijă arătată totdeauna evenimentelor organizate de Societatea Culturală Clepsidra și îl asigurăm de aleasa noastră prețuire și recunoștință. Se cuvine, ca încă din introducerea făcută evenimentului, să mulțumim sponsorilor noștri de astăzi. Și nu greșesc când spun și de ei, fără sprijinul cărora evenimentul nostru n-ar fi avut cum să se desfășoare în doritele condiții de excepție. Restaurantul Corabia, prin distința familiei de prieteni, asistent medical Danța și Victor Barcan, amiralul șef de astăzi. Societatea Comercială Mary Ferma Mare SRL, prin distința familiei de prieteni, Maria și Laurențiu Zalatu. Victor Ușești, vechea și noua capitală a României,
cum îmi place mie să glumesc, localitatea unde desfășor misiunea sacerdotală. Doamnei doctor Elena Bardă, distinsă prieten, cu suflet bun și generos. Societății comerciale Mihăiță Transportă SRL, prin distinsa familie de prieteni Nicoleta și Mihai Irimia. Restauratului Bracul din Roma, prin distinsa noastră prietenă, doamna Maria Niții. Și în ultimul rând, domnului doctor Dan Gabriel Arvătescu, cu B mare, prieten și filantrop de vocație, complex om de cultură, căruia am împlinit dorința de a mă ajuta la tipărirea volumului pe care îl lansez astăzi. Doresc în numele organizatorilor să le aduc cuvintele mulțumiri însoțite de toată prețuirea noastră. Onorat auditor, în continuare, dați-mi voie să exprim bucuria de a avea mijlocul nostru frații basarabeni, sosiți de la Chișinău, Cristina Costov, Dorina Codreanu, Nina Vasilei și fica doamnei Nina Vasilei, Tehnuza, Olga Rață, dacă am zis corect, și domnul Viola. Și Lidia Bravie, sosită de la Barcelona. Între cei veniți la întâlnirea cu ei, dar credem și cu fiecare dintre noi, invitați de prestigiu, cu atribuții de actanți în fenomenul sau fenomenologia clepsidrică, doresc să menționez pe maestrul Lucian Stroichi, critic literar și critic de artă, scriitor, poet, dramaturg, membru al Comisiei Antijoclasic și al unui scriitor din România, membru de onoare al Societății Culturale Clepsidra, de la Piatra Neamț. Maestrul Corvel Galben, poet, memorialist, editor de la Bacău. Maestrul Ion Tudor Iovian, poet, critic literar, membru al unui România, la Buș. Claudia Maria Mitră, poet, scriitor și Mihaela Ciubotaru, poet, ziist, la Bucan. Și de la Roma, toți ceilalți, cred că au mai venit câțiva pe care nu știam, o să-i rog la final să se prezinte, sau dacă vor acum cei care i-am sărit, să se prezinte. Cei care au mai venit de la Botoșani, a mai venit cineva, nu? Dintre scriitori. Și de la Iași a venit cineva. Cine este? Alexandra. Doamna Alexandra Crețu, da? Și de la Roma, toți ceilalți, între care totuși, dați-mi voie să evidențiez pe scriitorii Violeta Lăcătușu și Mircea Costan, membri ai UCR, voci culturale distincte, inconfundabile și autoritare sunt aceștia, după părerea mea, profesor Nadejda Angel, președinta Asociației Pro Basarabia, și Bucovina, pe care doresc să o aplaudați, pentru că e un moment plăcut pentru noi. Și profesor Roxana Gârdea, profesor de limba și literatura română la Colegiul Tehnic Iron Costin, ambele originale din Basarabia. Profesor Alexandru Cramer, fondatorul unui prestigios concurs școlar, domn de poezie, bibliotecar șef Cristina Panait, biblioteca Ilia Stoleru, biblioteca municipală George Radu de Lidon. Și mai sunt câteva persoane de la bibliotecele fericite pentru prezență. Alaltă ieri, inaugurat în cadrul evenimentului memorabil de o frumusețe aparte, care va rămâne mult timp întipărit în sufletul participanților de bună credință. E vorba de biblioteca municipală George Radu de Lidon. Profesor Ivan Lazar, poet, eseist, membru fondator și membru de onoare al Societății Culturale Clepsidra, dar din primul inspector, patrimoniu și membru fondator și onoare al Societății Culturale Clepsidra, muzeograf Minodora și profesor universitar dr. Vasile Ustac, din temeitora muzeistică la muzeistică Geroma Ștare, și aș spune neînțele,
Gheorghe Prisacaru, membru de onoare al Societății Culturale Presidra, inginer Boris Cepalis, n-a putut să ajungă, membru fondator și onoare al Societății Culturale Presidra, familia Mihaela Nazaretean și dr. Emanuel Nazaretean, președintele unui armenilor din România, filiala Roma, profesor Constantin Abdatovici, membru fondator și onoare al Societății Culturale Presidra, profesor Gabriela Vlascălu, directorul Colegiului Național pentru Poli din Roman, familia Maria și Laurențiu Galatu, prieteni și sponsorii noștri de aici și astăzi, Gabi și Nicolae Ștefan, jurnaliști Victoria Ordean, și sigur toți ceilalți, domnul profesor Mihai Andone, și pe toți cei care domnul profesor Laurențiu Vasiliu, pe toți vă îmbrățișez Dan Milonescu și vă salut pe toți cu bine ați venit la evenimentul nostru. Dor de Basarabia, dor de România Mare. A rosti numele Basarabia e una cu a protesta contra dominației rusești. Numele Basarab și Basarabeni există cu mult înaintea vremii în care acest pământ devenise românesc. Acest nume singur este o istorie întreagă. Cuvintele acestea aparțin lui Mihai Eminescu. Transilvania, Bucovina, până și Basarabia, România Mare, scria în jurnalul său Regina Maria. Nicolae Dabija este o vie dovadă la că Basarabia n-a murit și n-are când să moară, spune poetul Grigore Vielu. Și tot poetul Grigore Vielu spune: Basarabia este un copil înfășurat în sârmă ghimbată. Cu cele spuse de cerepșii poeți Mihai Eminescu și Grigore Vielu, am dorit a prefața câteva scurte intervenții făcute sub impresia lor și sub genericul Dor pe Basarabia, Dor pe România Mare. Întâi îl voi ruga pe maestru Lucian Stroi, ca omul care are origini basarabene, să ne reveleze câteva gânduri potrivite unei sere basarabene, dar și ca unul dintre cei care au alcătuit, alături de domnii Dan Dimitriu și Gheorghe Prisacaru, delegația presidică la Chișinău din 27 martie 2016, când au participat la un șir de evenimente cu caracter unionist, fiind prezența inaugurarea Sfatului Țării Noi, prezidată de poetul de ființă românească, Nicolae Dabija. Vă rog, domnul profesor. Poate rar sunt gelos pe poeți, pe versurile lor, dar o poetă mai puțin cunoscută, văruiei, cu siguranță vă spune mult mai mult, văruiei se numește Ion Zupașcu, ea se numea, sau se numește Ileana Zupașcu, a scris un vers cu tremurător. Maramureș, tăietură de cuțit, fericită latinități. Tot un vers care m-a făcut gelos era cu trimitere la Basarabia. Sigur, numele nu mi-a fost niciodată necunoscut, pentru că mama mea e născută chiar la Basarabeasca, deci de două ori Basarabia. Tatăl meu, apropo de Cornel Galben, e în Gura Galbenă, județul Tighină. Și acel poet spunea: Basarabia, vă spun ideea, cu patru turnuri, turle, cu câte un A, cea mai deschisă vocală în frunte. Deci, Basarabia. Deci, iată, de aici începe poezia și durerea. Și vreau să vă spun că vin de la Iași, de la Festivalul Internațional de Poezie, și după Ieșeni, poeții basarabeni erau
în numărul cel mai mare. Întâmplător sau nu, făceam parte din atelierul 10, alături de ei. La o întâlnire cu elevii de la liceul pedagogic, mi s-a pus insidioasa întrebare: care credeți că trebuie să fie raporturile dintre poezie, poeți și oameni politici? Eu am fost destul de categoric și am predat pentru independența esteticului. Și am spus că oamenii politici să-și facă treaba lor, poeții să-și facă treaba lor, uitând pe moment că dacă lucrurile sunt valabile la noi, nu erau valabile și în Basarabia, unde poetul basarabean este și soldat, și om politic, și poet de toate. Iată că mai greșim din iubire. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este legat tocmai de această delegație. În trei, o sfântă treime, în absența preotului care trebuia să fie pătratul Sfânt Cavale, dar care a avut probleme în familie cu o fetiță rebelă care tocmai atunci s-a gândit să se îmbolnăvească, așa încât am ajuns cu domnul Prisacaru și cu Dan Dimitriu să reprezentăm lucrări și județul Neamț și Romanul și Românitatea, acel sfat al țării. Ideea mi s-a părut minunată și vreau să vă spun celor care nu ați fost, că probabil au fost dintre dumneavoastră câțiva și acolo, era impresionant să vezi 1784 de oameni. Nu știu dacă era o legătură între răscoada lui Corea Corca și Crișan și numărul acela, dar așa s-a întâmplat. Din toată țara, cu inscripții și vedeai Teleorma, vedeai Călăraș, vedeai într-un sublim haos, aș spune primordial, se împrățiseră județele, localitățile Basarabiei cu cele ale țării mamă. A fost întrebat ce sentimente port pentru Basarabia și răspunsul ar fi sentimente firești. Nu am deloc convingerea că sunt frate, să zicem, cu Cristina. Pentru că ea este româncă, la fel ca și mine, cu aceleași drepturi, cu aceleași îndatoriri. Iar faptul că o apă, mă rog, chiar râu, să zicem, brutul ne desparte vremelic, nu înseamnă nimic. Și nici n-am semnat vreodată. N-am avut sentimentul că tatăl meu s-a născut străin sau, mă rog, altceva. Deci, cred că atâta timp cât vom simți că suntem uniți, nu că ne vom uni, e perfect. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, vreau să vă spun că sunt unul dintre privilegiați. Am stat 4 amieze și ore bune spre noapte cu Grigore Vieru, care era foarte bolnav și l-am găzduit la Casa Franței. Și atunci am înțeles foarte multe despre poezia care se scria în Moldova. Mi-a și spus câteva lucruri. Și, într-adevăr, avea ceva de sfânt. Nu numai fizic, ci și ceva. Numai la Nichita Stănescu am mai văzut Devo și la Grigore Vieru. Așa încât i-am întors vizita, am fost la mormântul lui și nu era acolo. La o statuie de marmură, am fost la Leonida, la Nicia, nu era acolo, am fost la cei doi soți martiri, Doina și Ionada Teodorovici, nici ei nu erau. Erau prin țară să facă lucruri multe și bune. Multă vreme, dacă vă uitați că prin istoriile literare, unele sunt chiar ale profesorilor mei, veți vă găsi undeva la Și alții sau scritori români
din diaspora sau în exil, spații rezervate poeților români din Israel, poeților români din Basarabia, din Statele Unite și așa mai departe. Nu, eu cred că prin activitatea lor, scriitorii basarabeni au dreptul să fie tratați ca scriitori români, acolo pe genuri, pe specii, cum se va dori, la modul firesc. Am avut onoarea să cunosc foarte mulți tineri și tinere. Am și scris despre ei. Am o imagine, spun, a literaturii basarabene, în ghilimele. Și vreau să vă spun că este, se încadrează firesc, nu e o ramură, nu e o crebuță, nu sprunze, ci fac parte din trupul literaturii române. Sper ca ei să mă aprobe, văd că Cristina a dat din cap și foarte bine că e așa. Ultimele două cărți pe care le-am citit au fost cele despre doamna Mitraș și doamna Brabie. N-am avut sentimentul că citesc un scriitor străin și un scriitor român, chiar dacă doamna încă nu s-a hotărât, sau noi nu ne-am hotărât să o plasăm la Barcelona sau la Madrid. Dar apropo de unde plecasem de la cei 3A, mă gândeam la Sagrada Familiei, familia cu cele patru turne și faptul că până la urmă și Barcelona începe cu PA. O să mai revin, poate. Sunt emoționat. Iată deja. Am ajuns în Basarabia de vreo câteva ori. Deci am avut de nu știu câte ori ocazia, chiar în vizită oficială, să ajung acolo, nu s-a întâmplat. Și a trebuit să vină o invitație, nici nu știu de la cine. M-am întâlnit și cu Davija la sediul lui, la literatură și altă. M-am întâlnit cu atâția basarabeni. Am văzut și eu căprioana pe care vreau să o văd. Și o văzusem, dar nu mai vis. Am văzut și Câncu, am văzut și Cricova, am văzut foarte multe lucruri. Mi-am dat seama că e o țară care ne-a cucerit. Prin urmare, ne-o revendică. Mulțumesc! Vreau să spun să nu uit, pentru că nu o să am posibilitatea să spun altceva. Am avut plăcerea și privilegiul de a citi o carte a unui membru din Brezilia. Se numește Alexandru Mihailă. Vreau să vă spun că printr-un reporter de război am înțeles ceea ce nu prea puteam noi înțelege, și anume ce a însemnat războiul din Transnistria și cum un scriitor român, un gazetar formidabil, reușea să trezească în mine sentimente de revoltă și de umanitate și de ce vreți, într-un mod absolut unic. Îi mulțumesc pentru lecția de patriotism explicit și implicit. Bravo! Mulțumesc, maestrului, și o să mai auzim de parcurs evenimentului nostru. O voi ruga în continuare și pe scriitoarea Lidia Brabie, care vine pentru a doua oară la Seara Basarabeană, la Barcelona, cum am aflat de timp, făcând așadar un efort considerabil astăzi și în calitate de autor, căci lansează volumul de proză Frica, după ce l-a apărut în 2014 la Lumina Candelei, să ne împărtășească din gândurile referitoare la paștina sa, având în vedere scrisul său, în care se referă la identitatea statului românesc de dincolo de Prut, că ne duce dorul de ani de zile acolo în diaspora spaniolă, unde trăiește cu dor de acasă. Vă salut și vă mulțumesc pe toți și vă mulțumesc că ați găsit timp ca să fiți împreună cu noi. Fiecare din noi avem undeva departe sau mai aproape un colțișor scump și drag al sufletului, unde plecăm cu bucurie și totodată cu un pic de nostalgie.
Este vorba de satul unde ne-am născut, unde ne-am petrecut copilărie. Satul a fost și continuă să rămână un colț de rai. Un amestec de lucruri și de locuri care ne inspiră și ne hrănește sufletul. Atunci când nu mai putem suporta confortul orașului, ne retragem acolo la sat pentru a ne odihni și pentru a ne reconecta, fie și pentru puțin timp de grijă cotidiene. Satul este viu. Satul este colorat. Aerul de la sat mai este încă aer curat. Frumoasă este dimineața când soarele răsare. Frumoasă este toată ziua cu grijă țăranului. Frumoasă este seara cu amurgul și frumoasă este liniștea nopții. Satul este un spațiu bogat în tradiții și cântece, date, cărnicie și omenie. Aici, locuitorul adevărat, țăranul, se mai salută cu toată lumea. Aici poți vedea un zâmbet adevărat și poți auzi o glumă oricând dorești. Aici mai poți auzi încă expresii ca astăzi este Sfânta Duminică, merg la Sfânta Biserică, răsare Sfântul Soare. Iar la toate necazurile și nereușitele există un răspuns. Aceasta este voia Domnului. Îmi iubesc mult satul. Pentru mine satul este doar o așezare cu casele, levezile, grădinile, ulițele lui. Pentru mine el este casa părintească. Este mama și tata, fratele și sora. Este prima zi de școală, succesele, bucuriile, necazurile și toate amintirile plăcute. Acolo, în satul meu, mă întorc de multe ori din astăzi, de multe ori și fie chiar și imaginar. Mă duce dorul deseori. Îi cânt, îi scriu și îi vorbesc. Și ultima mea lucrare de acest gen sunt următoarele versuri. Te rog, mă iartă satul meu că am plecat din tine, crezând că astfel voi afla un loc mai bun în lume. Am rătăcit destulă vreme și locuri multe am văzut, dar sat ca tine, satul meu, eu nicăieri nu-l cunoscut. În zori de zi când mă trezesc și soarele răsare, mi-e dor de roa de pe iarbă și amintirea doare. Iar seara, când amurgul cade și tu te pierzi în noapte, eu vin adesea la fântână să ascult a apei șoapte. Vă mulțumesc! Doamne Lidia Vrabie, ne batem, blestem pe noi dacă nu ne batem. Interpretarea dramatică aparține lui Nicolae Iorga, în ședința Consiliului de Coroană din 27 iunie 1940, ținută ca urmare a ultimatului sovietic din noaptea de 26-27 iunie, prin care Moscova cerea României să părăsească Basarabia și orul Bucovine. Strigătul lui Iorga nu a fost auzit. Astfel, nenorocirea s-a bătut asupra românilor. Nu a fost auzit atunci și parcă nici astăzi de politicienii noștri. Însă, îl auzim și auzim noi astăzi. Cei de astăzi, uniți de un eveniment de trăire românească, Seara Basarabeană, ediția a doua. Și hotărâm să ne batem, nu cu gloanțe sau rachete, atunci ce mă
veți întreba. Și vă voi răspunde, cu cărți și cuvinte frumoase, adevărate, pline de sens, cu poeme inspirate. Și doar atât m-ați mai putea întreba. Și desigur că voi răspunde, bineînțeles că nu. Ne vom mai bate cu nelipsita rugăciune, construind clipă de clipă, zi de zi, liturghisire după liturghisire, podul de rugăciune, podul îndurării și milostivirii Bunului Dumnezeu. De aceea, în acest context, îl rog pe scriitorul jurnalist Alexandru Vigălă, redactorul șef al editurii noastre, să dea mărturie de proiectul coerent și totodată dificil al editurii Papirus Media, în a promova autorul unde de ambele maluri ale prutului, prin care luptăm pentru România mare, pentru o Românie a culturii, pentru o Românie a spiritului, pentru o Românie a spiritualității, pentru o Românie a adevărului, pentru o Românie a curajului, dând ascultare strigătului dramatic al marelui istoric al românilor, Nicolae Iorga. Vă rog, maestru. Începe în... Ce eu nu știu să umblu cu mai aproape. Da? Începe în a saluta pe scriitorii basarabeni, dragi sufletului nostru, în primul rând, și, desigur, și ceilalți invitați, membri ai unui scriitorilor, intelectual de bază din municipiul român. Mă bucur mult că ați venit la acest eveniment. Am avut o împlinire la editura Papirus Media, o împlinire care se referă la faptul că am făcut cunoștință cu un val de scriitori români de dincolo de Prut, creatori ai operelor de valoare, atât în proză cât și în poezie, cu o diversitate de teme, dar în primul rând s-a simțit un suflu patriotic, căci a vorbit corect limba română și în haina ei literară, prin sine, este un act de mare patriotism. Numesc aici, printre scriitorii existenți și invitați astăzi, doamna Cristina Costov, prozatoare, autoare a două cărți, cu teme diverse de la simțul patriotic în povestirile dumnei până la proza citadină, un scriitor de talent. Apoi Dorina Codreanu, care deși scrie în formele clasice ale poeziei, conținutul poemelor sale este modern. Doamna Nina Vasile, care a o veche prietenă de-a noastră, a debutat anul trecut cu un volum de poezie Fluturi de vis, foarte bine primit de critica literară, venită astăzi în mijlocul nostru cu o domnișoară frumoasă, fiica dumneei, domnișoara Tincuța, și îi mulțumim că a ajuns. Ne mai vorbim de doamna Lidia Vrabie, care este la a doua carte, o prozatoare sensibilă, o prozatoare cu profunzime și care scrie alături sau împreună cu un reflex teologic creștin-ortodox. De la Botoșani avem pe autoarea Claudia Mitră, poetesă, și astăzi își face debutul cu o carte de proză, poetesă de talent, și a venit împreună cu doamna Mihaela Ciuvotariu, poetesă și eseist recunoscut, dumnei s-a întors recent și de la Chișinău, unde a ținut legătura cu scriitorii de acolo. Și în afară de tot ce e numerat, poate am și scăpat pe cineva la numerotare, dar în primul rând vreau să amintesc pe doamna Ludmila Sandu, nu este aici, dar spiritul dumneiei este aici, pentru că este prietena noastră, n-a putut veni foarte departe, acolo în Italia, dar ne-a transmis salutul dumneiei și noi, la rândul nostru, o omenim. Tuturor celor care ați venit mulți cu efort și de departe,
vă mulțumesc și vă aștept cu noi producții literare la editura Papirus Media. Și vreau să vă mai spun și cu asta încheiem, dacă ești pe terasă afară, vă uitați în stânga, sunt tururile de la Episcopia Romanului și acolo a viețuit primul poet cult al neamului românesc, Mitropolitul Dosoftei, care în Psaltirea Preversuri Tocmită ne-a lăsat mărturie poezia cultă. Deci suntem într-un spațiu poetic aici. Vă mulțumesc! Basarabeana seară de a la a doua ediție este ca și cea din tâi pentru noi, pot de rugăciune, pot de carte, pot de cânte, să avem și cânte, pot de joc, sper să avem și joc, și mai ales pot de dor. Spuneam la prima ediție, așadar român de peste Prut, răsfinați în lumea largă, în căutarea unui rost demn și cinstit, dar care astăzi se întorc acasă, scris cu majuscule, așa cum simte să o facă și Dorina Codreanu în volumul său de poeme pe care l-am lansat atunci, acasă în România, mamă, România patrie, acasă în România, care măcar câteva clipe îmi pare a strălumina, parcă în strălucirea luminițelor ochilor care acum mă privesc, numele întreg neciuntit, România mare. În continuare, vrem să auzim vocea gazdei noastre de astăzi, amiralul Victor Barcan, pe care îl rugăm să vină la microfon ca să ne împărtășească din timpul economiei sale, legate de sigur de evenimentul nostru, dar și de tradiția evenimentelor creștinice desfășurate aici pe corabie, cum spunem noi, cu drag și prețuire. Bună ziua și din nou Hristos a înviat, că sunt onorat să am aici în fața mea și lângă mine oameni atât de minunați, în primul rând, și m-ați invitat de peste tot, cât și dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de Psira, de Părintele Paie și nu numai. Ce să vă spun, mă simt vis-a-vis de activitatea asociației, așa cum ne știți și ați fost pe mulți către noastră, văd și de văd ori de câte ori este nevoie la astfel de manifestări, este o bucurie că fac parte din această echipă și sper să mergem cât mai mult întreu. Părinte, mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul Victor! Mulțumesc, domnul Victor Barcan, și vreau ca totdeauna să te primească pe corabia sa, ca astăzi, cu toate pânzele sus. Acasă pot de carte. Cărți apărute la editura Papirus Media, dintre care multe deja, dar încă prea puține, scrise de autori basarabeni deja prezentate și lansate. Cristina Costo, Omul din Bronz, Colecția Proză 2016, Dorina Codreanu, Colecția Poesis, debut 2016, Ludmila Sandu, Sufletul meu între pământ și cer, jurnal Facebook, ediția a doua, 2016, Lidia Vrabi, la Lumina Candelă, Colecția Proză, debut 2014, Svetlana Iurcu, 7, Colecția Proză, debut 2014, cărora astăzi vi se mai adaugă una. Lidia Vrabi, Frică, Proză, abia tipărită. Frica. Proză, abia tipărită. Este vorba de o novelă. Pe aceasta, alăturată alteia, aparținând unei tinere autoare din Botoșani, cu origini basarabene, vedeți, nimicul editor, Claudia Maria Mitră, Viața ca un fir de păpătire, colecția debut proză, tot la fel, abia tipărită, le vom lăsa astăzi. Mai mult, podul de carte se completează cu lansarea volumului apărut la editura Corgan Press din Bacău în 2015, Paznicii pereților, suma armoniei uns, răstimpul de poezie, care mă identifică la evenimentul de astăzi și ca actant autor de carte de poeme, alăturate celor de manager cultural, editor, moderator, etc.
În acest context, dați-mi voie să alăt în mijlocul nostru, să salut în mijlocul nostru, îl timp pe cele două autoare, Lidia Grabie și Claudia Vito. Apoi pe maestrii Cornel Galben, editorul, ghișitorul și prefațatorul, și eu, Bruno Iorghean, însoțit de soția domniei sale, postfațator și deodată pe maestrul Lucian Stroci, pe care îl și rog ca cel care este consilier editorial al editurii Papyrus Media, prefațator al celor două volume de proză și cunoscător încă de la început al trilogiei Bazi și Perezor, să ia cuvântul și să prezinte treimea de cărți care se lansează astăzi. V-am spus, o să mai auziți. Plimbăm microfonul să rămână la mine. Și să ne descurcăm. Dați-mi voie să stau și eu jos, cum stați dumneavoastră, că tot timpul vă invidiez pentru asta. Dar, deși, atunci când Conel Paiu și prietenul său, Alexandru Mihailă, ne-au sugerat să scriu o prefață la Lidia Grabie, știam foarte puține lucruri despre autoare. Știam de carte, știam de faptul că este, dacă vreți, o europeană care s-a desprins în lucrări de Basarabia, dar nu credeam că mă voi găsi în fața unei cărți total neobișnuite. O carte a unui sentiment. Vedeți, românii, rușii, ceilalți vorbesc de o treime. Și spun de adevăr, de iubire, de speranță. Dar există și o altă treime, la fel de sacră, anume frica, iubirea și, până la urmă, izbăvirea. Și proza Lidiei Grabie este neobișnuită. De ce? Ne prezintă o situație aproape statică. Dacă stăm să judecăm din punct de vedere spațial, acțiunea se petrece între case. Și ele destul de apropiate. Dar în ce constă farmecul deosebit al nuvelei? În acest sentiment explicabil, inexplicabil, pe care îl analizează ca un mare stilist, ca un mare suflet, sentimentul de frică. Și în prefață încercam să sugerez două direcții. Și anume, frica zidește, frica stabilește ierarhiile, frica ne împiedică să devenim infractori, și așa mai departe, deci și are rolul ei social. E o frână. Sigur că frica, la rândul ei, este și malefică. Ei bine, autoarea surprinde cele două ipostaze ale fricii. Nu pot. Eu, la autorial, este chiar autoarea. Nici nu-și propun foarte mult să-l, mă rog, să ne îndepărteze de această idee, întrucât copiii, ambii copii, au același nume cu cele ale personajului, dacă nu mă înșel. Dar ce lipsește unei femei care are toate aturile de a fi fericită? Are doi copii frumoși, un soț pe care îl iubește și care îl iubește. Exact, frică. Și avem o paletă extraordinară, de la frica ca presentiment până la frica ca teroare aproape fizică. Sigur că, ca orice femeie generoasă, în final se eliberează și ne eliberează. Spuneam că în literatură nu am întâlnit la o asemenea tensiune decât un singur scriitor care tratează această temă, și acela era Jim Mihaescu, câteva din povestirile sale, în Vedenia. Adică această frică, care nu mai e animalică, e o frică existențială, bacoviană,
simți că totul se prăbușește, simți că nu poți sfârși. Am putea crede că autoarea face literatură, că scrie din vârful penisei. Dar vă spun că odată în viață am trăit acest sentiment. Și mi-am dat seama că el există, așa cum l-a descris ideea fată. Deci cu atât mai valoros. Adică mi s-a întâmplat odată că stând pe un... mă rog, nu știu cum să zic, un zid mai mic, am uitat să merg. Nu știam cum trebuie să pășesc. Era un fel de cecitate mecanică. Am petrecut câteva ore, a început să și plouă și uitasem să merg. Mi-era frică să merg. Aveam impresia că oasele mele se pot desface, așa cum știți, la un Mickey Mouse sau ceva, când se dezmembrează, și că sunt de sticlă. O frică paralizantă. Ei, despre o asemenea frică vorbește Lidia Vrabie și fiind și femeie, adaugă ceva și mai adânc decât aș putea să fac eu. O carte superbă despre un sentiment. Încă necercetat, încă nearhivat, încă necomentat. Vă spun, sunt multe, sunt foarte puține cărți tratând despre acest lucru. Aș spune că această noutate a ei nu poate fi comparată decât cu cea unui soldat care trebuie să plece la atac și are un atac, dar de panică. Cam așa. Are curaj să ne spune acest lucru. Admirabil sentiment. Nu vorbesc de scriptură care este într-adevăr divină, adică nu se observă. Pur și simplu vizualizam, pur și simplu trăiam niște sentimente. Și bineînțeles am început să scriu prostii, adică de unde vine numele de Lidia sau Vrabia sau să fac trimiteri, pentru că a reușit să-mi transmită ceva. Sentimentul de frică. Mi-a fost frică să scriu despre frica ei. Asta e cartea. Dacă, nu știu, nici nu știu dacă a citit prefața, dacă e de acord cu ce am spus eu, dar prea subtil era și prea grav acest sentiment, ca să nu ne fi întâlnit pe aceeași lungime de undă, măcar câteva secunde. În ceea ce privește de două ori împărăteasa, Claudia Mitră. Cristina se uită la mine și nu știe de ce de două ori împărăteasă. Păi nu exista neamul acesta al Claudiilor, la romani. Pe urmă, Mitra nu este simbolul împărăției religioase. Deci, și-a ales cu grijă. În general, scriitorii și-a ales cu grijă numele. Au grijă să se nască în anumite familii, să poartă anumite numele. E bine, era o scriere total obișnuită. Nu zic neapărat inedită. La urma urmelor, poeme, proză, scrisese și Charles Baudelaire, după cum bine știți, mici poeme în proză. Mai mult, mai și mai aproape de noi, Băcăuanu George Bacovia. Admirabile poeme în proză. Nu? Dar aici era vorba de altceva. Și am și intitulat prin antiproză la proză, prin poezie. Deci, erau niște trăiri atât de scurte încât erau poezie. Narațiunea aproape lipsea. Era pusă. Și în același timp, gravitate de catedrală, de structură barocă, de în ceva care, uneori, nu depășea un cuvânt. Adică, la Claudia Mitră, fraza devenea propoziție, propoziția devenea sintagmă, sintagma devenea cuvânt. Ca și cum ar fi scris invers.
spre o perfectă esențializare. Și mă gândeam, sigur, ce cu acest fir de păpădie, și mi-am dat seama că, până la urmă, forța noastră stă și în fragilitatea noastră. Adică, până la urmă, prestia se întoarce, stejarul se prăbușește sub același vânt. Mai mult chiar, pentru că aici am un editor de marcă, de fapt doi, dar pe Cornel Galben, poate să-mi confirme, una dintre cele mai prestigioase edituri din lume și ales păpădia ca emblemă. Tocmai în ideea aceasta a risipirii, dar a risipirii care și încolțește. Deci mă refer la editul la rus. E bine, am povestit o întâmplare cu frica. Am să vă spun că mi s-a întâmplat ceva nemaipomenit, aproape incredibil, noroc că am un martor. Eram în viața matache măcelară din București. Și am fost năpădiți, eu și un prieten, de milioane și milioane de păpădii, de pufuri. Întâi am crezut că e vorba de plopuri. Plopul mai are așa ceva. Era o ninsoare cu păpădii, de ajunsese la 10 cm. Lumea s-a refugiat, pur și simplu de pe stradă, trăiam un moment apocaliptic și am spus, nu se poate, sigur, m-am retras și eu spre o ușă oarecare. A durat vreo 10 minute. Ceva ce ținea de miracol, ceva ce nu se întâmplă de două ori în viață. Dar am înțeles ceva. Această forță extraordinară, germinația naturii, care știe să se protejeze. Până la urmă, nu vreau să fac trimiteri de un anume gen, dar cum se numește păpădia mai pe limba noastră. Văd că câteva doamne zâmbesc, deci știu la ce mă refer. E foarte neaușă expresia și în același timp păpădia care pare o parașută ce se îndreaptă spre sideral. Deci, iată, suprema încărcătură, grea și, în același timp, păpădia. Asta se întâmplă cu această proză, pe care eu nu aș îndrăzi neapărat să o numesc proză. Este ceva interreg, interspecie, intergen. Și mă gândeam până la urmă că o proză, o poezie, începe cu sigma, pe și atunci e mai simplu, vine din topirea celor două. Și atunci aș putea să spun că textul Claudiei Mitră nu este nici proză, nici poezie, ci este un aliaj. Am înțeles că sunt pe aici și chimiști, deci aliajul are această capacitate unică de a uni două elemente, de a nu le păstra proprietățile și de a ne oferi un produs nou, cu totul diferit. Gândiți-vă la bronz, care nu este nici cuplu, nici cositor, și așa mai departe. Cu alte cuvinte, după părerea mea, ceea ce scrie Claudia Mitră, nu este nici proză, nici poezie, ci altceva, un aliaj. Iar modernitatea merge exact pe granițele. Iată, ne dorim desfințarea granițelor și cum, cât de ironic ne contrazice, dacă vreți, evoluția, acum tot mai mult apar științele de granițe, apare teoria hibridului, apar tot acest lucru. Și apare această proză a Claudiei Mitră. Nu știu unde va evolua.
tocmai pentru că este fragilă ca o fir de păpădie. Nu știu unde te va lua, tocmai pentru că este grea ca o sămânță de păpădie, care după ce zboară are grijă să colțească acolo unde trebuie. În fine, pot să spun că sunt aici din cauza unui poet care se numește Cornel Pai. Mai în glumă, mai în serios, i-am spus întâi domnul P, apoi Sigma P. Pentru că, iată, îl cheamă Paiu, este preot, un P. Este poet, 2 P. Este prozator, 3 P. Este pictor. Eu, Cristina zâmbește, dar să știi că are o personală la Piatra Neamț. Deci, foarte regulă. Și mai putem adăuga câteva teori. E bine, ipostaza de poet l-am cunoscut și mi-a spus că are o carte numită Paznici și Pereților. Și prima dată mi s-a părut așa un fel de oximoron. Nu știam dacă el reușit sau nu, adică pereții se apără singuri, nici nevoie alte paznici. După aceea m-am gândit la acea metaforă a lui Kafka, cu străjerul care păzește o ușă dintr-un zid, ajung cei doi, cel care încearcă să ajungă dincolo și străjerul, să-și cunoască până și cutele de la haine, și când în sfârșit străjerul, paznicul, cedează, spune, hai, intră, celălalt va da de o nouă ușă, de un nou străjer, sau Paznicii Pereților. O carte total neobișnuită. Știind că e preot, m-am așteptat ca limbajul poetic să fie virusat de religios. Pentru că sunt poeți mari care nu au scăpat de acest lucru. Zicem chiar Goga. Nimic din toate astea. Nu. Este o poezie extrem de seacă, de lipsită de orice aluziune. Pur și simplu s-a uscat, s-a esențializat și uneori a ajuns să fie eco. Ce e? Și așa mai departe, are un poem în care totul ajunge la E, cea mai frecventă vocală din limba română. Sigur, se joacă primetios, se joacă cu necuvântul asemenea lui Nikita. Secvențele au devenit din ce în ce mai scurte. El scrie pe papirus, dar scrie și pe scrie palimpseste. Și spații din ce în ce mai restrâns și poemele din ce în ce mai scurte. Și scrisul cel vechi reapare. Și-a asumat multe riscuri. Încheie un ciclu. Încheie un ciclu și această încheiere înseamnă biurință literară. Dar dacă în celelalte cazuri aș vedea evoluții sau direcții pe care ar putea să meargă autorii, la Cornel Paiu, ca autor, ca scriitor, ca poet, nu știu spre ce va evolua. Pentru că dacă continuă în acest stil, intră într-un soi de manierism. Sigur, al lui, sigur, poezia lui are o înălțime, nu despre asta e vorba. Dacă se desparte prea brutal, nu știm dacă va avea succesul. Deci, iată îndoiala, așa cum trebuie să existe la orice poet. Adică eu cred că un poet mare este cel care nu știe cum va arăta viitorul poet. Mereu mirare în fața lumii și în fața lui. Oricum, este un poet în toată puterea cuvântului.
și cei care vor mai vorbi despre poezia lui vor confirma acest lucru. De altfel, îngrijorător, foarte îngrijorător pentru poet, a început să primească premii. Ceea ce e de neconceput pentru poet. Da, asta e situația. Bine. Cred că ne-am vorbit destul, dar vreau să mai spun ceva. Dacă tot mi-ai dat șansă și cine o să-mi ia microfonul, vreau să revin la cartea domnului Micaela. A fost cea mai mare bucurie în prima jumătate a acestui an, cu toată sinceritatea. M-a cantat peste cap. L-am dat și eu ca așteptat să scriu mai repede cronica. Și din când în când primeam câte un telefon, gen, ce mai faceți? Așa, de eu înțelegeam ce trebuie să răspund. Dar e o carte mare și sper din tot sufletul să fie citită de cine trebuie. Repet, multă durere, multă bucurie, multă speranță. Și soluții inedite. Nu dau un singur episod. O semi-prostituată din prima pagină, cuprinsă de frică animalică, devine, în finalul romanului, Dona Angelicata Rozar. Câtă putere să ai în iubire ca să salvezi și un asemenea personaj și cât ce capacitate de iubire să ai să poți să ierți. Pentru că romanul e foarte dur și vorba de multe iubiri, de șoate și așa cum super! Dar aș vrea să mai spun două lucruri și pentru cei din stânga și din dreapta mea, măcar pentru că, iată, sunt pe un teritoriu pe care încep să mi-l revendic cu fiecare apariție în joc. E vorba de Cornel Gaven, care, dincolo de a fi poet, dincolo de a fi critic, îndrăznește să facă ceea ce puțin se gândesc să facă și cu atât mai puțin să reușească. Este și un istoric literar. El are o răbdare benedictină și a ajuns în mărturisarea al șaptelea volum de personalități băcăoane. Să te dărui mereu altora în detrimentul tău este un gest de mare rușine. Nu se face așa ceva. Într-o zi, într-o vreme ca noastră, care fiecare e pentru fiecare și dacă poți, să dai un cot cât mai ascuțit, e foarte bine. Să fii generos cu alții, să ai răbdare, seriozitate și vă spun, nu am găsit nici cea mai mică virgulă depusă la locul ei. Niciun an greșit. Adică nu știu de unde copiază totul, dar e perfect. Un copy-paste perfect de ceea ce face. Super! Și repet, dacă și romașcanii reușesc în ultimul timp să facă așa ceva și mă refer și la cărțile minori Usate cu acele recuperări și nu numai ca de doctorul Usate și multe altele, înseamnă că memoria noastră, recursul la memoria a reușit. Și în fine, în stânga mea, am un poet autentic. Vreau să vă spun că el nu știe câtă lume îl apreciază și iubește. Chiar vreau să vă spun că sunt gelos, dar oricum un pic invidios, pentru că mă întâlneam cu un critic foarte mare și mă întreba ce fac eu, mă întreba ce fac eu viață. Și zic, da, e în Bogu, ziceai, știu asta, dar la ce mai scrie? Zic, dom'le, ne întâlnim foarte rar. Bine, dar ce mai scrie? Ei, în momentul în care un critic te întreabă ce mai scrie, e foarte bun, pentru că de obicei criticii ar vrea să nu mai scrie, ca să te poată cupi.
un poet tulburător, egal, de o seriozitate aproape suspectă. Am crezut că numai eu îl văd așa, dar și doamna s-ar vede la fel de serios. Nu spectaculos, îl mai ajută mustața din când în când să mai scoată un zâmbet, dar atât. Dar bun, foarte bun poet. Adică, fără Iuliană, literatura noastră ar fi mult mai sărată, sincer. Deci, un poet pe care îl citesc cu plăcere și îi doresc cât mai multe izbârți. Din păcate, sper că nu te conspiri ceva, ne gândeam, noi colegi fiind, că din vreo 15 am ajuns vreo 3. Mai suntem vreo 3. Așa că îi doresc să-și scriu opera Antu și să nu apară cumva postul la vremurile noastre, te poți aștepta la orice. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnului Lucian Strop, pentru sinteza elaborată, făcută celor trei cărți. Ne plecăm cu smerenie înaintea generozității și erudiției domnului sale. Și sigur, mulțumim că ne-ați dat ea microfonul. Cartea doamnei Lidia Crabie, Frica, are și doi exegezi de dincolo de tot. Nina Vasili, poet sensibil și totdeauna emoționant comentator al cărților pe care le lecturează. Și mai apoi, după ce v-a vorbit, domnia sa, sensibila poetă Dorina Codreanu, l-a dorit să se exprime tot pe marginea volumului Frica. Vă rog întâi pe doamna Nina Vasili. Iubite și onorate audiență, sunt fericită să mă aflu în grupul noastră în elita literaturii din județul și apropierea orașului Roman. Mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc în mod deosebit organizatorului evenimentului de astăzi, domnul Alexandru Mirila și, bineînțeles, că părintele Cornelu Baiu. Și dacă mă refer la novela Frica de Lidia Crabie, trebuie să spun următoarele lucruri. Mai întâi transmit sigilele citării editurii Papirus Mede din orașul Roman, editor Alexandru Mirila, pentru o nouă carte, un nou suflet, care își va lua zbor, adică de oamenilor bucurie și liniște. Moto, de fapt, aici, acolo, pretutindeni, eu îl caut pe Dumnezeu. Iar acolo unde cu o înclinare nu este, încearcă să-l sădesc. Dana Staicu. Novela Frica de Lidia Crabie prevestește venirea literatură a unei scriitoare cu vocație și marcatorului pentru slovă din cruciun, pentru pământul natal, răstrimit pe cruce, cruce destinului străbun, pentru izvoarele ce gem și cântă. Soarele își arată primele raze de după dar. Trezirea satului e un moment atât de special, încât dacă nu trăiești, nu poți să conștientizezi ce înseamnă. Un amestec de locuri și lucruri frumoase. Satul are suflet, el este viu, frumos, colorat, iar aerul de dimineață mai este încă aer. Satul este o gură de rai. Sofia era îndrăgostită de sat, nu-și imagina viața în afară satului. Unii țărani plecau cu noaptea în cap la muncă pe ocoarele lor. Omul de la sat nu-și poate imagina o zi fără muncă, fragmente novela. De pe poziția cititorului înțeleg de cuvânt frumos, constat cu bucurie că în această operă îl găsim pe Dumnezeu. Parcă poate fi bucurie mai mare. Tonalitatea scrierii acestei lucrări este senină, variind de la o tonalitate duios nostalgică la o tonalitate durerat patetică, drept exemplu să vedem discuțiile rutinii principale cu copiii, grijă pentru copiii proprii, ca și grijă în general față de copii. Moment ilustrat în secvența când vecina lasă copiii în grijă să fie. Dar ce frumos vorbește autoarea despre copii? Conflictul de bază al novelei este de natură moral-spirituală. Este unul interior. Nopțile lungi nedormite, gândurile în avalașă, exprimă lupta pentru a primi sinele și a aduce în suflet
pe Dumnezeu, autoare insistând pe aspectul general uman al problemei. Așadar, Nouvelle Afrique devine spațiu al sacralității și purității morale. Credința în Dumnezeu păzește lumina conștiinței naționale. Aceasta e problema problemelor plaiului minoritii. Credința în Dumnezeu constituind culmea virtuților spirituale umane, a liniștii sufletești, hari incontestabil în evoluția unei personalități. Deci, lumina principală, Sofia, întâmplător sau poate nu, selectat pe numele Ierolinii, Sofia însemnând înțelepciune și lumină, debordată prin vitalitate și bunăvoință, cum se cădenie, ospitalitate, hărnicie, Sofia a moștenit de la mamă frumusețe interioară și fizică, înțelepciunea, dragostea pentru tradiții și date. Decența din comportamentul Sofiei face din ea un personaj viu, spiritual, care se impune cititorului drept un model de etică și morală țărănească, deși a făcut studii superioare. Prin ea, prin Sofia, se simte patima pentru pământul îndurerat al satelor noastre. Sate basarabene, sate românești, sate cu trecut de legendă. Cu alte cuvinte, prin Sofia se realizează menirea femeii de pământ. Păstrarea căldurii vetrii case, trecătoarea frumosului și grijă față de generațiile ce urmează să călătuiască pământul îndurerat de istoria tumultuoasă. De remarcat fidelitatea, demnitatea și dragostea feminină, caracteristice Sofiei. Alt personaj, doamna Nina, fericită să mă regăsesc și în numele personajului, dar și în profesia, munca practicată de Ioanina, profesoară, conștientă că religia este adevărul transcendent în esență și unic al tuturor lucrurilor pe Drăguțea, își asumă condiția apostolată, adică personajelor biblice din Vechiul Testament, Abraham sau David, ea are harul divin de a converti lumea la bine și adevăr prin pilde, sacrificiu, muncă. Așa că personajul doamna Nina poate fi considerat personaj Hristic. Își iubește necondiționat semnii, răspunde mereu cu bine. Relevant este fragmentul discuției dintre Sofia și doamna Nina în noaptea în care au dormit împreună. Sofia o priga. Ochii erau senin, asemenea celor liniștii, iar privirea lor emana lumina, era lumina dragostei. Întreg chipul acestei doamne era plin de dragoste și pace, care îi inspira o încredere și liniște. Sentimentul de frică care unde mult îi teroriza sufletul, dispăruse. În fața acestui suflet plin de credință, de dragoste și lumină, frica nu mai avea putere. Autoarea narratoare optează pentru prezentarea evenimentelor de la persoana a treia. Practicând astfel o optică obiectivă, Lidia Vrabe poate să prinde reacțiile, comportamentul, stările dominante ale conștiinței personajelor, deși numărul lor e pus. Personajele învechi au menirea să relieveze în profuzime trăsături morale și spirituale, să motiveze comportamentul și psihologia prin prisma valorilor dimensiune autentică desprinsă din opera. Creația scriitoare e axată pe promovarea metodologică a valorilor perenne, sacru, etic, național, existențial. O descriere profundă a satului basarabean în contextul tradițiilor, ocupațiilor, oamenilor, dar și a psihologiei relațiilor între personaje, elementul de analiză psihologică distingându-se ca unul principal. Actualmente, cu sufletul pus sub semnul întrebării, lipsit de orizontul general uman, am căzut cu toții în mlaștinia unui dezumat materialist pe care este greu de ieșit. Tot ce a avut sufletul agonisit de mii de ani a fost schimbat la repezeala pe cârpe, pe mașini, obiecte din aur. Astfel am căzut în consumism, pe când în novele e vădit discernământul ierogimii pentru țolurierile țesute de mâna mamei. O particularitate distinctivă a novelei este îngemânarea organică a erismului cu dramatismul. Acest mixaj este observat mai ales în secvența de scrie seriilor de vară. Secvența exactă este decisivă prin impactul pe care îl are asupra cititorului. Astfel, narațiunea captivează chiar de la prima frază prin descrierea trecătoarelor serii de vară. Era ultima zi a lunii iunie, seara, amur. Sofie îi place foarte mult acel semn numeric care se lasă după apusul soarelui și ține până la venirea nopții. Îi plăcea să privească și să admire trecut cu mântunericul învășurat lemnul numele de arurilor, apoi satul. Din când se mai auzea pe aici pălea câte un zgomot, un scârțit
găsit o păsit de căruță care se întorce de la câmp sau de cumpă la bătrânii, care pe cineva mai scotea o găleată, o apă rece și proaspătă. Întâlnisul ei de vrate e în partea sa de bătrânul cititorul, apelând frecvent la conștiința lui, împreună în felul acesta textul o notă de dinamism și de lecție. Călătorie cititorului prin conținutul învierii, de fapt, o călătorie în sine, prilejuindu-ți sfundare de zăcăminte spirituale în inima proprie și o organisire generoasă de experiență morală. Titlul novelei poate fi desfășurat într-un dublu sens. Prima dimensiune interpretativă solicită explorarea specială a Constituției feminine, ființă fragilă, sensibilă, suspicioasă, lipsită de apărare, fricoasă de noapte, de zgomote, de umbre, frică fiind invocată în mod deosebit prin grijă față de persoanele apropiate, față de copii. Și din alt punct de vedere, frica, care va fi învinsă prin atingerea adevărului existențial, acolo unde Dumnezeu tronează în suflet, de pace, de lumină. La motivul lucrării, implică semnificații importante, precum ar fi dăruirea, calitate caracteristică omului în atingerea perfecțiunii. Lacrimile mâșcate ca boabele ce spală chipul eroinii, care în final ajunge la rezultatul scontat, trebuie decodificat prin analogie. Astfel, autoare exprimă în bucurie, în făptuit mărețul de act, primirea Tatălui, primirea lui Dumnezeu în suflet, revenirea la religie, la valorile etice, este unica soluție de a face echilibrul, armonia într-o societate, iar reîntoarcerea la sacru trebuie să se facă numai decât prin dragoste, pentru că doar astfel sunt posibile reparațiile. Dragostea este unicul mediu în care sufletul se poate întripa, căpăta alt, se rupe de la pământ, străpătând de bătări neînchipuite în căutare celor veșnice și divine. Și inspirată din această operă, din această lucrare, am scris un vers pe care îmi permit să-l citesc. Sate românești, sate cu dor. Versuri inspirate din numele Africa de Lidia Brabe. Așezat românești, răstignită baladă, cu rădăcini de vreme de necură străbună, bătrânii păuri în destinul de mâine, credeau viitorul scădat în lumină. Sate cu dor, zidite ca dată ființa, rează pe pământul greu de o seminte, și atâtea lacrimi transformate în izvoare, suflet prin ani, hai cu rog cu credința. Inima satelor mare cât veacul, câmpicul nu are ce pas printre stele, dealuri de humus devenite legende și această botă de slavă, limba română. Între coline verzi înfloritoare, turle biserică se înalță, dăci adunați cu glas de bucium, transformând iubirea în supliciu, înalță iarăși o lumină traiană. Doarea satului slovă străveche, mistul și putul sunt râuri de lacrimi, tradiții, obiceiuri revărsate în carte, oi care plâng morții în noapte. Satul îi crește pe toți grămăjoare, apoi le deschide poarta spre lume, rămânând pustiu, plânge și cheamă să revină popoarele din nou acasă. Satele României, eroice sate, corună de minuni de Dumnezeu lăsate, simbolul de nuiesc spre memoria noastră, veșnicia se plimbă cu doina de mână. Vă mulțumesc mult! Cu mult drag și cu respect deosebit, doresc domnului Alexandru Mirel și distinției scriitoare Lidia Brabe. Un soare mic, dar sper să o încălzească în suflet întotdeauna. Mă întrebam unde am căzut poema acela atât de amplu pentru fericitate. Și frumos. Amplu și frumos. Lăsați. Să fie sate. Auzi. Să puneți la lote la protocol. Liturgice, cum spun. Vă rog pe Dorina Codreanu, o voce din Basarabiei al mediului 3, care vorbește despre satul românesc adevărat, să se exprime cu privire la creația doamnei Lidia Brabe.
Bună ziua și Hristos a înviat. Credeam că dacă vin la Domnul, nu voi angaja mari emoții greșite. Deci, aș vrea să mă refer la minunata Lidia Vrabie și să încep cu câteva versuri, dacă permiteți. La lumina candelei de seară, blândă și simpatică ființă, suflet înflorit de primăvară, scrie despre dragoste, credință și împarte cu noi toți lumină, aur dulce, flori de orhidee, inima curată și creștină, locuiește în pieptul tău, femeie. Deci, eu voi face referire la ambele cărți, și la Lumina Candelei, o carte care m-a cucerit complet, dar fiind faptul că este prima pe care am citit-o, cu mare plăcere, și în fiecare povestire a ei, am descoperit câte o bucățică din sufletul acestei femei, acestui mare scriitor, și mi-a devenit foarte drag mie, prin faptul că, la fel ca și mine, el iubește foarte mult viața satului, își iubește casa părintească, își iubește părinții, care nu mai sunt, și este, întotdeauna a fost aproape de satul ei natal și nu am uitat niciodată de unde am pornit. Citind aceste povestiri, am observat că doamna Lidia nu a păstrat doar pentru ea ceea ce ea simte, ceea ce are ascuns în sufletul ei, și chiar am comparat-o cu această flacără plăpândă a candelii, o flacără mică, dar care dă speranță, împrăște lumină, împrăște credință. Și vreau să vă mulțumesc, doamna Lidia, pentru aceasta. Vreau să vă spun că eu vă admir ca femeie, vă admir ca scriitor și ca personalitate. Și pentru toate lecțiile de viață, lecții bunătate, lecții de credință pe care eu le-am găsit în cărțile dumneavoastră, la fel, mă întind până la pământ. Și eu sunt așa mai succintă și dați în faptul că am vorbit despre sat, pornind de la cuvintele lui Cean Plaga, și în ce s-a născut la sat, voi fi însa și eu cu încă niște versuri. Să știi, țărane, veșnicie, născut a fost în sat la tine. Și atunci când cântă ciocârlia, te se transformă în gust de câine. Te se ascunde în orice floare, în zâmbetandul de copil. O regăsim în nori, în soare, în orice pașă de copil. Și atunci când scultii pământul, arunci semințe pe câmpie. Deci nu-ți imaginezi că vântul împrăștie o veșnicie. Mulțumesc mult! Bravo, bravo, bravo! Așa că am ascultat-o pe domnișoara Dorina Dorin la nesfârșit, pentru că are o muzicalitate foarte plăcută. Dacă tot am făcut referire la muzică, hai să invităm și pe să facem o trecere așa către doamna Lidia Vrabie, pe care o rugăm să se exprime cu privire la cartea Viața de Fica. Să rog pe Milena Oltean, care este eleva Colegiului Național de Arte Octav Băncilă din Iași, să interpreteze ceva ce ne-a pregătit pentru astăzi la chitară. Ea a venit, nu a venit singură la evenimentul de astăzi, a venit însoțită de mama ei, Mădălina Ordean, bibliotecar la Biblioteca Națională de la Roman, inaugurată recent, și de bunica sa, jurnalista Flora Ordean. Eu cred că trebuie să aplaudăm pe toți. Thank you.
Adevărul s-a dus la plângare, să mă îngrei, va trebui că va da. Gloria mea, la 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 la. Social, pentru că trupa de cranberries a scris această piesă cu versuri anti-război, pentru că ei au vrut să transmită faptul că prin război nu se poate rezolva nimic. Piesa se cheamă Zombie și este una dintre piesele mele preferate.
Bravo! Felicitări! De unde atâta energie? Dar am impresia că ne-a trezit, eram cam adoleți. Doamna Lidia Vrabie, cred că așteaptă, cu nerăbdare să ia cuvântul, pentru a face referire la creația domniei sale de data aceasta. Deci, o să mă opresc puțin asupra personajului principal, a omului, care se numește Sofia. Sofie nu lipsea nimic pentru a fi fericită și era. Doar că uneori trăia un sentiment stran, asemănător cu o sete, o neîmplinire lăuntrică. Avea un dușman, puternic și învărșunat, frică, în fața căruia se simțea absolut neputincioasă. Dorea foarte mult să schimbe ceva în viața sa, dar nu înțelegea ce anume. Era necesară o schimbare. O durea foarte mult și iată un moment când ea începe să simte că schimbarea e foarte aproape. Nu știa ce urma să se întâmple, dar straniu era faptul că ea nu opunea nicio rezistență, că acest lucru nu îi înspera frică, și chiar liniștită aștepta să se întâmple ceva. Credea că schimbarea pe care o aștepta urma să fie rezultatul unor întâmplări din exterior și nici nu gândea că în acel moment, în interiorul ei, de fapt, schimbarea se producea. Ea a simțit-o și a acceptat-o. Ce se întâmplă în momentul când accepți ca în viața ta să se producă o schimbare. Te deschizi. Deschizi ușile sufletului și începi să preiai informații din fluxurile de conștiință din nivelul superioare celui în care te afli. Pentru că dacă rămânem în obișnuință, nu se schimbă nimic în viața noastră. Hotărât, omul nu știe ce îl așteaptă în continuare, dar cu siguranță că îi se întâmplă o mulțime de provocări care îl scutură așa de tare încât va spune că nu e bine ceea ce a început să facă. Provocările sunt tocmai pentru ca să devii conștient de schimbare și pentru a ne pune la încercare credința. Vrei tu cu adevărat să faci această schimbare? Crezi tu cu adevărat că poți face acest lucru, este încercată credința și primirea ne vine după măsura credinței. În faza aceasta, frica cel mai mult ne atacă pentru a ne face să dăm înapoi. Ce am conștientizat în acest moment, Sofia? Că numai nouă ne aparține această decizie. Numai noi putem schimba ceva în viața noastră și nimeni din afara noastră nu face nimic pentru noi, pentru că nu poate. Te decizi și acționezi. Deschizi ușa și mergi. Mergi prin frică, cu credință, cu curaj și nu știi nimic altceva decât să ajungi acolo unde ți-ai propus. Fă un pas către Dumnezeu și El face mai mult către tine. Sofia a ales să învingă. Credința a ajutat-o. Schimbarea s-a produs. Cel mai important lucru pe care și l-a dorit. Apoi, după aceste experiențe, încet, încet, locul fricii și a tot felul de teme îl ia pacea și liniștea. Lucruri fără de care, chiar având toți banii lumii, nu puteam fi fericiți. Sofia, personajul principal, trăind aceste experiențe, până la urmă ajunge să cunoască adevărul. Căci numai adevărul, cunoașterea adevărului, ne face liberi. Și liberi de toate fricile și temerile. Yeah.
doamnei Lidia Vrabie, pentru auto-hermeneutica pe care a făcut-o testului fricii. Nu cu frică, continuăm și dialogul nostru, care, ca să fie echilibrat, trebuie să-i dăm cuvântul și doamnei Mihaela Ciubotaliu, voce lirică și sensibil lector din Botoșan, să prezinte cartea bunei sale prietene, Claudia Mitră. Să o ascultăm prosând pe marginea volumului de proză scurtă, Viața ca un fil de bărbărie. Ascultați și dumneavoastră ce titlu. Cât de sensibil, cât de delicat, cât de fragil. Oare așa să fie și sufletul și ființa și inima aceea care și-a numit astfel cartea? Dumneavoastră, distinsă doamnă Ciubotaliu, ce părere aveți? Bună ziua, dragi prieteni! După ce prezionează, stau și eu jos, am o problemă în audiment și mă aflu cu bucurie imens aici, la prietenii mei de la Roma. E a treia oară când ața mă trage în acest loc minunat, de fiecare dată datorită prietenii mei de Claudia Mitră. Aș mai putea spune că un alt motiv deosebit pentru care mă aflu aici este prezența celor de peste prut, în asentimentul domnului Lucian Strochi, care spunea că nu vede între noi niciun fel de deosebire, același lucru pot spune și eu. Am fost invitată și eu la Chișinău, de unde m-am întors de curând, și am aderat la Uniunea Scriitorilor Europeni, creat acolo în aprilie 2016. Și am mers să duc un mesaj dulce copiilor dintr-o localitate de frontieră cu Transnistria, localitatea Terița, și le-am dus cărți scrise în limba română. Și erau atât de curioși acei copii, se uitau cumva mirați și am înțeles că nu mai luase contact cu nicio persoană care venea din România. Și le-am explicat, la nivelul înțelegerii lor, același lucru pe care l-a făcut domnul Lucian Adinauri și le-am spus că, trecând granița către România puțin mai mică, care este Basarabia, spre surprinderea mea, iarba creștea tot în sus, era tot verde, pe copaci erau tot frunze, copiii aveau două frunze, două piciorușe, un căpușor vesel. Deci, absolut nici o diferență. Pentru că ei se uitau așa curioși și speriați, am vrut să le curmă această frică. Deci, acesta este al doilea motiv pentru care eu mă aflu la Seara Basarabeană. Unul dintre principalele motive, cartea Claudiei, care este o prietenă de-a mea de suflet. Am spus câteva idei legate de cartea ei. Eu am participat la crearea acestei cărți. Îmi trimitea mereu fragmentele și cartea asta a luat ființă sub ochii mei. Ne-am adunat aici să vorbim despre o carte, de fapt despre trei, dar eu mă refer la cartea Claudia acum. O carte în care cuvintele se învolburează împletindu-se în gânduri așternute pe o palală. Noi preluăm aceste sensuri ale cuvintelor și le transformăm în stări imediate. Ne simțim bine sau poate nu chiar atât de bine. Suprapunem torentul de idei și firul cărții curge ca un izvor. Cartea Claudiei Mitră este un decupaj al segmentelor din realitate transpusă în albe foi sub forma unui uragan de sentimente și speri, folosind un limbaj elevat, decurat cu cantelării lingvistice sofisticate. Văd această carte ca pe un refugiu, locul sacru în care mă retrag de câte ori vreau, eu sau fără un motiv exterior, ca un punct de pornire într-o călătorie imaginativă, o călătorie a sufletului, o călătorie în care îmi pot permite să ajung chiar și pe locul 2. Pășind prin această carte în strânfundurile noastre, pas cu pas, poate cu sfială, ne lăsăm vrăjiți de conținut, recăpătând certitudinea perfecțiunii lumii, dar ne învață să nu fim unitari,
ci uniști. Nu suntem matematică, ci ființă. Intrăm în lectură liniștiți, ieșim mai profunzi. Fluxul și refluxul ideilor se definesc și ne definesc și unesc. O relație de materialitate putătoare de înălțare a simțirii și gândirii. De fapt, ce este viața? Un început inocent, un parcurs între timp și spațiu, cu multe gânduri rostite și nerostite, aflându-se încetul universului și la final, final sau trecere. Totul pare trece încet, dar instantaneu și sublim pentru gând. Folosim des expresii ca am fost, am trăit, posibil pentru că nu cunoaștem trecutul, posibil pentru că ne cunoaștem trecutul, însă fiecare secundă următoare este un alt început, o trecere sacadată spre infinit, spre necunoaștere. Mi-aș dori ca infinitul ca noțiune să fie valabil, însă din cunoașterea zilnică mă răscolește și parcă cu greu accept în sfârșit sau nimic. Probabil din mic se naște ceva ori. Posibil să fim într-un sfârșit la început. Sau divers. Pe pereții mei vers se proiectează toate gândurile trecute, dorințe neîmplinite, vise viitoare. Mă văd dintr-un spațiu ireal ce cuprinde timpul de la început până la sfârșit. Tot ce trăim este asemenea unei povești, cu începuturi frumoase, cu căderi subite, dar și cu renaștere efervescente. În fiecare dintre noi trăiește un copil, cu degetele pline de acuarele, pictând tot ce vede în interior. Pe foaia imaculată a vieții poate așeza optimism și veselie în moațe de portocaliu, să picteze un drum cu foarte multe felinare aprinse și cu borduri drepte, drum pe care trebuie să pășim ferm, dar poate lăsa și locuri goale, neatinse, sunt loc sincerității pure, acum când trăim într-o lume în care teatrul e mai sincer decât realitatea. Trebuie să privim în noi. Asta ne învață Claudia. Să-i dăm copilului ce ascunde culorile, să-i dăm copilului acele culori potrivite și să lăsăm să deseneze viața și să o scrie în scrisori și cu siguranță o va face cu mult mai bine decât ne imaginăm. Uneori facem greșeli, rănim oameni, aruncăm cu noroi, rupem lucruri și relații, spunem cuvinte ce rănesc adânc, acestea învățându-ne cu timpul, că există și iertarea, iertarea din inimă, retrăind evenimente așa cum ar trebui să fie, o cunoaștere a sufletului blocat în trecut. Iertarea înseamnă eliberarea cuiva, realizând că prizonier de fapt era sufletul nostru. Poate că ar trebui să privim viața ca pe un joc, cu o singură regulă, să trăim fără a ne gândi la ea. Să ne afundăm în experiența prezentă, să râdem și să plângem, să rupem cu mâna tremurând o păpădie și să fim noi cei ce suflă și dă startul spre infinit, fără a întreba de ce. Când îți pui această întrebare, formată din cuvinte atât de scurte, rupi toată fraza, încercând să afli rostul vieții tale, brusc devii obiectiv, ca și când te-ai raporta la viața altcuiva, începând să te îndurești pe ceva sau de ceea ce îți dorești. Zi de zi lucrăm cu Dumnezeu la ceea ce se va numi viitorul nostru. Cu fiecare experiență trăită, cu fiecare refuz, cu fiecare carte citită, iubire pierdută sau câștigată, bucurie, lacrimă, dezamăgire, împlinire, devenim mai puternici și ne apropiem tot mai mult de rezultatul final, zborul pufului fiind de păpătie. Extravaganța dimineților, normalitatea miezilor, apăsarea apusului ca un trampatin ce și-a tăiat pe ele, oglinzile sparte, luna de dincolo de ele, îngerii de sticlă, paznicii pereților, sărutul singurătății, lumina nisminsă a condeiului din noi, infinitul aproape albastru, nefirescul temerilor, spaima golurilor, toate acestea înseamnă viață, tulpină și măciulia păpădiei atât de firave și fragile, sunsa răspunsurilor la întrebare pe care nu le cunoaștem, acea păpădie cu un nucleu prea mic, în jurul căruia gravitează mici stele de puf, ce vor dispărea la cea mai mică adiere. Cioburile oglinzilor și puful păpădilor rămân undeva și reflectă strâmb proiecția vieții și frumusețea mărului întârziat și te lași fără să vrei păcălit de halucinanta halucinație a propriilor vise. Cam așa arată viața. Așa o trăim noi, în interior și în exterior, un fel de gălăgie tăcută, ascunsă pe țărul răsărit. Rostul
patrilor noastre rămase restante, trecute în cuvinte și așezate în scrisori ce odihnesc pe masa de cafea. Așa arată viața în această carte, cu ajutorul căreia Claudia a scurtat în inimile noastre lumina, cu o dată măiastră de cuvinte și cu o mistrie plină de sentimente fine și omenești. Și nu uitați, dragi oameni dragi, viața nu e decât un soap fie de popătie. Trăiți-o și citiți-o până la capăt. Mulțumesc frumos și până la emoție! Mulțumesc și eu, doamne Mihaela. După ce au publicat doi excelente volume de poezie adevărată, iată că doamna Claudia Mitră mi-a propus nu de mult un volum de prost. Aproape am asistat la scrierea lui. Fleșurile acelea adevărate colțiuri din viață, adevărate instantanee fotografice scrise spontan, la intensitate maximă, m-au emoționat și uimit treptat. Mi-am dat seama că am în față un veritabil prozator, după ce probasem deja și mă convinsesem o lirică veritabilă. O rog în continuare pe poeta și prozatoarea Claudia Mitră să aducă un plus de consistență discursul nostru prin ceea ce dorește a ne spune. Bună ziua și bine m-am găsit. Voi începe cu un citat care mie îmi place foarte mult. Viața nu este nici simplă, nici complicată, nici mobărâtă, nici contradictorie, nici coerentă. Este și atât de mai limbajul o urmează sau o complică, o luminează sau o întunecă, o diversifică sau o mutică. Mi-aș permite să-l completez pe autorul micului prinț, autor pe care l-am citat anterior, spunând că viața, chiar dacă nu e nici simplă, nici complicată, rămâne cu siguranță fragilă. Despre această fragilitate ne dăm seama, de cele mai multe ori, în contextul unor situații limite, care, prin conținutul lor, ne oferă posibilitatea, ba chiar ne obligă, să medităm asupra ei. Atunci când realizăm că avem un sfârșit care poate interveni oricând, timpul se configurează altfel. Atunci când ne dăm seama de importanța unei clipe, că aceasta nu se mai întoarce niciodată, putem spune că avem o nouă latură a existenței noastre, o latură în care ne-am dorit să nu mai regăsim ură, invidie, răutate, egoism, ci doar iubire, acest dar neprețuit care ne-a fost dăruit odată cu venirea noastră pe lume. Viața, de cele mai multe ori, este fragilă, ca un fir de lopădie. Și uneori, așa cum pasnicii pereților ne șoptesc, viața este un mic dejun în iar. Mulțumesc! E momentul acum să introduc pe poetul, criticul, memorialistul și editorul Cornel Galben, pe care o leagă o veche colaborare și o veche prietenie. Există și un metalimbaj care cred că ne leagă sau ne apropie. Avem același nume, iar culoarea mea preferată este galbenă. Când mă gândesc la asta, îmi dau seama că toate în viață au un sens. Este o persoană specială. Vă veți convinge citind prin minunata prefață pe care a lupit-o cărții pe care mi-o și îngrijește, mi-o și editează și pe care o lansăm astăzi. Vă veți convinge citind prin minunatele cărți pe care mi le-a adus, apărut de subricita editurii Corgal Press, pe care o conduce de mulți ani la Bacău. Vă veți convinge după ce veți asculta. M-a ajutat să întregesc paznicii pentru suma într-o suma armonică a lui Unus. Dacă veți dori să vedeți, căutați repetițiile de pe copertă și din pagina de gardă. Doresc să-i mulțumesc înainte de a-i da cuvântul. Drag prieteni, îți mulțumesc și pe rog, în cele ce urmează, să ne dezvălui ceva din proiectele editurii Corgal Press, ceva din aventura personală din lumea cărții, incluzând poate și paznicii mei, și ceva din experiența spirituală a propriei existențe. Poate că sunt pe marginea cărților pe care mi le-ați adus. Hristos a înviat, Sfânt și eu.
mă obligă să mă gândesc bine ce spun acum, pentru că de la maestrii care îi visează Cornel Paiu, la cel mai de Gaște, unde mă situez eu, e distanță cam mare. Sigur că am și o activitate și gazetărească, și scriitoricească, și editorială, dar lucrurile acestea prezintă mai puțin interes pentru o parte dintre cititori și dintre cei care au aflat întâmplător de numele acesta. Eu am luat lucrurile serios de tânăr și îmi place să le fac temeinic. Și de aceea, cum să spun, laudele și celelalte care țin de persoana mea, mă tulbură. Adică nu le vreau. Cei care au de gând să spună ceva despre mine, cel mai bine este să-mi citească cele scrise și dacă vor constata că acolo găsesc ceva interesant, cu atât mai bine. Sigur că toate presupună muncă mai delungată, deci nu e chiar așa un copy-paste. Profilurile pe care le-am redactat pe achitiționările de personalități probabile adună în spate foarte multă muncă, cercetare, pornește de la ce în viață, pornește de la chestionarele pe care le-am adresat persoanelor respective. Unii au fost foarte surprinși să afle lucruri pe care nu le știau sau nu și mai aduceau aminte, pentru că dincolo de aceste chestionare, citesc de ani de zile presa literară, volumele de critică, volumele biografice și tot ceea ce înseamnă o sursă documentară. Editura, prin editura, am reușit să lansez scriitorii care astăzi, în marea lor majoritate, sunt membri ai unui scriitorilor. Am început chiar cu un autor din județul Neamț, cu Ion Cărmă, Dumnezeu să-l odihnească. Și de-a lungul timpului sunt peste două decenii de acum. Am publicat mai bine de 300 de autori din tot arealul românesc și chiar de peste granițe. Și pentru că ne aflăm într-o seară în Basarabeana, eu, de fapt, mă aflu la a doua sâmbătă la Basarabeana, pentru că sâmbătă trecută la ora aceasta era unitatea lui Ceafărul, în Chișinău, cu Nicolae Dalija, cu Valeriu Matei, cu regizorul Ion Vâlgreanu și cu alți oameni de cultură de acolo, asistând la un spectacol extraordinar de poezie, de muzică și de dans. Omar Khayyam, pe rumea interesare, tradusă de profesorul și scriitorul și traducătorul de marca Iorga. A urmat apoi duminică un colobiu despre literatura română, despre traducere din română și limba română și literatura română în contextul universalității și sigur că toți am fost bucuroși că am mai adăugat la podul de flori, cum spunea domnul Dalija, un pod de teatru, unul de plastică, pentru că Bacăul a fost primul centru care a atins o mână basarabienilor și în felul acesta au luat naștere savanele Moldovei, despre care vă mulțumesc că ați auzit toții. Și iată și un pod de carte, pentru că
finalul întâlnirii, toți cei prezenți în sală au primit o numele Ioan Căiam și numai Arbiș și alte nume. Acum ne aflăm tot la un spectacol al cărții, un spectacol al lumii și nu putem decât să fim bucuroși că la roman poetul Corneliu Baiu mi-a dat posibilitatea și mie să intru în circuitul acesta publicându-l. Îl cunoșteam din scris, îl cunoșteam din activitățile ce n-am cu Iamagă la 22 și din alte activități. Așa că nu sunt decât bucuros că am reușit să-i pătrund într-un fel universul creației sale și având și alte afinități legate de spiritualitate, să cădem cumva pe aceeași undă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă sfătuiesc să citiți pentru că merită. Mulțumesc, domnul Cornel Galben. Sigur că modestia domniei sale este cunoscută în cercurile literare și sigur că nici astăzi nu s-a amestit de acest lucru. Mulțumesc încă o dată. Poetul Ion Tudor Iovian a debutat licean fiind cu grupaj de poeme în revista Ateneu în 1968. A urmat apariție în România Literară, 1974, promovat de criticul Nicolae Manolescu în Luceafărul, Familia și altele. Debutează în volumul la Cartea Românească în 1983 cu Pădurea de Pini, carte premiată de editură. A urmat volumele Presiunea Luminii, După amiază cu scaun gol, Șoricelul Kafka pe foaia de hârtie, Mica vicioasă poezia, Pagina lese, Doar o înfiorare între cuvinte, Baby Secol, Elegii după victorie, La tobă, Cinele și corne Câinele și corne grezesc, sau Cinele și corne grezesc, nu știu, Veți voi injecta poezie, sau câinele, cred, câinele și corne grezesc, Veți voi injecta poezie în sânge, poezie. Este autorul eseului Pierla imaginarului artezian. Întâmpinat extrem de favorabil de critica de specialitate, a fost distins cu premii ale revistelor și al filialei Bacău AUSR. Poeziile lui Iovian sunt lucid și mereu foarte sensibil cu el, al ispitei singurătății cu refuzul ei, al prezentului care zămislește proiecte și al memoriei care dă seama de spulberarea proiectelor, al nevoiei de reazin cu conștiința că vanitatea e totul, spunea criticul Laurențiu Ulici în România Literară în 1984. Asta și pereților Suma Armonie Unus a beneficiat și de un text postfațator de excepție, care mă onorează nespus. Autorul acestuia mi-a fost recomandat pentru această întreprindere la cererea mea de domnul Cornel Galben. Eram la Festivalul Avangarda 22, în toamna anului trecut, când am trezit să încredințez manuscrisul meu, maestrul Ion Tudor Iovian, pe care îl cunoșteam de ceva ani. M-a surprins, mă trimisesc, recomandarea domnului Cornel Galben, dar am acceptat-o pe loc. Acum sunt dator să-i mulțumesc pentru recomandarea făcută. De ce m-a surprins? Îl știam pe domnul Ion Tudor Iovian mai mult ca poet respectat și apreciat. Nu și de critic. S-a dovedit însă avea un spirit critic extraordinar, fiind deținător unui aparat critic specializat, care înțelege și fenomenologia religioasă, dincolo de specificitatea estetică obligatorie a oricărui act artistic. Mă bucur mult că astăzi este ales alături de noi. Așa am posibilitatea să încredințez microfonul cu rugămintea de a-i transmite din gândurile cu care a venit astăzi la Roma, în această cetate mușatină,
care există de peste 600 de ani, de fapt, de milenii. Vă rog, maestre. Mă întorc întrebat de ce se cheamă întâlnirea aceasta Seara Basarabeana, când apare soare, la masa pe la prânz, că este soare și să fie soare. E o metaforă. Că se întâlnește aceasta și nu intenționez să mai abuzez de răbdarea noastră, vorba unui personaj, ceaturile sunt înaintate, suntem obosit, așa că să citesc în câteva spicuiri din ceea ce am scris cu plăcere, până duf, dar n-am cu plăcere, despre poezia, despre cartea cărții, că două cărți am lui părinte, poetului părinte, Gormân Pare. Mai câteva spicuiri. Undeva, în mesul cărții, pe care n-am cântat-o atunci, mi se dezvăluie câteva dintre intențiile autorului în poemă, să faci pace cu Dumnezeu, găsim un fel de artă de a trăi pace cu Dumnezeu, cu semenii, cu toate ființele de cer și pământ, cu noi înșine. O îndreptare de înțelepciune creștină, un val de necum al omului care îndrăză spre cunoașterea fără resta celor esențiale, o pură direcție spirituală, cum ar zice eu în bară. Să te fericești cu pacea semenilor, să te nume pe cei care înțeleg porunca iertării, să faci pace cu propria conștiință, să înțelegi Universul, tot Universul, să te juruiești pe tine, nume întreg, rotund, rostogolist între cer și pământ, scrie poetul. Iar în alt loc, vom veni, iată, portile cerului așteaptă ofranda credinței, îmi spun patricii. Tot e să construiești, după ce îți vei deschide inima, după ce nearba inimii tale va afări lumina. Atunci vom veni. Nu te preocupa de reconstrucția visului. Viața nu e decât un zi de lumină. De fapt, două ziluri de lumină, puse față în față. Intențiile din poemele acestea, cum se vede, sunt admirabile de un ideat creștin. Ca și în celelalte două cărți pe care le-am citit, ai impresia că participi nu ca spectator, ci printr-un proces subtil de implicare la un joc inițiat, în care devine ce în ce mai grav pe măsură ce se desfășoară. Un joc în care cuvinte, gesturi, imagini, obiecte sunt invocate, evocate misterios, mai investite cu alte semnuri și valori decât cele știute, sunt reașezate, amestecate în structură, un joc al compunerilor și recompunerilor urmate de deconstrucția întregului edificiu. Ceva ca zidul părăsit și neîncrovit în balada meșterului Manon. Se pare că vocea de sus, care a Eva i-a spus meșterului în vis, care sunt secretele creației, nu se lasă prea mult așteptat în cadrul Cornel Mare, dar o face cu parcimonie. Uneori, în ceea ce privește împlinirile estetice. În mai multe rânduri, poetul afirmă metaforii crește că participă la o mare și necesară reconstrucție într-un spirit al lui. Răutățile fără număr, rătăcirile, durerile împise spre insuportare, disperare, tristețea trădării, lipsa dragostei și a compasiunii, îndepărtarea de viața duhovnicească, dispariția reperilor morale și sau substituirea lui pseudo-reper, viețuirea în minciuni, adularea falsilor propeți care se pretind salvatoria umanității, fascinația toxică a negației anarhice, lipsa smerenii, necronalizarea credinței, proliferarea imposturii, secularizarea în exces a lumii, valul uriaș de mediocritate agresivă și fără sume, disprețul față de valorile perene pe care s-a identificat până acum lumea și preferința pentru valorile discutabile ale clipei, hedonismul de joasă în condiții, vieția autodistrugerii, răstălmăcerea scripturilor,
adeptate la mâna cu vizionă dreapta credință, de raiele spirituale în fenomenul libertății dincolo de bine și de rău, îl îngrijorează pe acest preot poet moldav. Eu consider că printr-o poezie cu virtuți înalt didactice și religioase, trebuie să se arunce altor semne care, prin inițieri succesive, au devenit deja proprietari ai cerului, patrici ai pereților celeste cetăți. Simte chiar că e o părticică de marea construcție, o piatră cu vânt într-un zid, misterios cu două părți. Poarta Pământului și poarta Cerului. Ele ți se deschid când treci, doar necredința ne încadră și le închide în sângele nopții, spun patrici. Mă afirmă că pe acest perete aș putea să mă scriu un taină, să mă scriu poem, să mă scriu un poem cu sângele împărsat prin nevăzute crei, prin fereastra peretului care aș putea fi, aș fi înțat ca poem în memoria curioasă a viitorului. Acest perete aș putea fi, le spun patriciului, în care sunteți și voi, călători, prin poemul, acest perete aș putea fi. Insistența asupra puterii zidătoare a cuvintelor îndreptățește ideea că, de fapt, marea zidire de cartea cărților, al cărei autor este misteriosul unu, care ne cuprinde pe toți și lumea de la început. Aceste reconstrucții cristice a lumii îi se adaugă efortul de reconstrucție a sinelor, care se suprapune concomitent pe strădarea de a urca la cer, la sfințenie și de a dobândi lumina curată a întunezeirii. Asta ar însemna dobândirea adevăratei libertăți, cum sugerează cu alcăneștați părântul preot. Și zice, iată dezdrobire, să simt presiunea cuvintelor de lacrimi, iată clipa de libertate, să aduci laudă și mulțumire, iată îndurare, piatra necredicilor să te ocorească și piatra credinței să înalt biserică de lumină. Iată de drobire, să-ți plac sângele să cânte, să-ți auzi sângele cântând. Iată prea multă îndurare în piatra dreptății să-ți țap chirie, în piatra adevărului să cânți. Din poemul, iată de drobire. Dar toate acestea nu sunt decât încă dorințe. Deocamdată, poetul constată cu apărăciune, pe această clipă nu se delată gândea de veșnicie. Din amărăciunea aceasta reținută, dar și din clipele rare de extază ale eului iluminat, se hrănesc cel mai bune poezii ale lui Cornel Pavel. Cartea asta ultimă, pe care am credințat-o, nu aduce noutăți, nici în vizuine, nici în scriitură față de primele două, ci doar în adăugarea unor tușe mai expresive pe alte motive sau teme. Duce mai departe efortul teribil de resemantizare a unui lucru care pare să-și pierdu sensul de atât și valorile și mai ales legătura cu Dumnezeu. Cornel Pavel se apropie destul de rar de poezia care se scrie azi, se ferește de curentul minimalist sau de cel mizerabilist în ultimii ani, nu prizează nici postmodernism. El cantonează cu poezia sa într-un alt secol, vorbește numai la alte lucruri. Cumva poezia ne pare imantoare, dar această caracteristică nu scade, nici nu adaugă valoare. În textul Cum să devii paznic, preamântul pulbure, preocupant, agitant, al zilei, răzbate pe cu stingher, distorând puterele prin abordarea celorlalte poeme. În astfel de texte poți să regăsește pe sine, chiar împotriva poeției sale de a fi atemporal peste mod de citit. Citez. Cum să devii paznic, vă întreb. Universul e derivă. Când universul e uzat, bolnav de o boală care de cât în cât se repetă. Cum să mai poți crede în piatra asta vie răpădită de furtici curătoare și moli? Cum poți deveni paznic când întregul este depuzonat și lumea întreagă e bolnăvită de un virus mărăleac? Iată cum și-a spus de pământul rușinea în spatele unei adiri de vânt. Iată cum i-a spus că eu râsul de zgust în spatele unei rază de soare. Numai tristețea nu poate fi ascunsă.
impresia de inactualitate de legiu în cazul său, o găsim și într-un poem care moarte văzut în ritic arteziană. Citez. Moartea, iubiții mei, este un cântec. Este cântecul luminii definitive, esențializată de ploaie. Când voi pleca, lasă moarte, răgază, rămas bun și de rătăciune. Moartea, iubiții mei, este îmbrățișarea sublimă, sublimă a unui iubit total. Din poemul când voi pleca. Poeme foarte frumoase sunt cele care stau de câte ceva de poezia lui Naga și Pilar. Una din poezii apare și pe coperta ultima, în care o să citesc. Odată voi deschide poarta grădinii, spun paticilor. Poarta grădinii prin mâna care acurge cureașul copilării. Vânt de copil mă va odihni sărb cimitate de timp, peste care adiu vrea părinții. Voi ridica o piatră găsită strălucină cu multa frâului de trup, nu voi aduce aminte. Și rotocoare de apă voi trezări strălucă oameni. Odată voi deschide poarta grădinii. Cu siguranță mă vor întâmpina pe întrebi de prieteni, tipuri de strămoși, luminoase. Vede că într-un test critic sunt și niște răutăți pe care nu le voi citi. Cred că este o zi pastoasă de sărbătoare, așa că mulțumesc că Părintele Preot pentru cartea pe care am avut-o și celorlalți care n-au cântat aici atâta ori. Mulțumesc tare! Mulțumesc și eu, maestru Ion Tudor Iulian, pentru crederea pe care l-am dat-o, pentru că la început nu am înțeles ce i-am cerut. Am spus și cele două volume, Pasnici și Pereților din 2009 și Pasnici și Pereților de mai târziu Secundus. Și pe mine s-a crezut că trebuie să fac o recenzie la cele două volume. Și mi-a trebuit să-mi fie o recenzie la cele două volume. Cu aceea i-am cerut. Și am zis, nu asta trebuia. Trebuia o recenzie la ultimul volum care se apare ca postanță. Și așa maestru a stat și a citit toate cele trei cărți și bine a făcut că a ieșit o sinteză care va fi publicată în volumul care va reuni într-o singură copertă trilogia Pasnici și Pereților. Eu îi mulțumesc, mă trezesc că am luat aminte la răutățile întregile mele pe care mi le-a transmis pe parcurs, dar sigur că aceste răutăți, de fapt, sunt ale unui profesor rău, care, de fapt, știți cu mine, de fapt, profesorul cel bun. Domnul Iulian are o abilitate și pedagogică deosebită acolo la Bucuși și cred că are și mulți copii care l-au ca model. Eu îi mulțumesc. Și mai aștept alături de toți ceilalți prezenți aici la evenimentul, la evenimente organizate la Roma. În încheierea evenimentului nostru doresc să invit și pe scriitoarea Cristina Costov să ne protejească din gândurile cu care a venit acasă. Hristos a înviat și bună seara. Într-adevăr, este o seară basarabeană și este o seară luminoasă și sunt încântată să mă aflu între voi și cred că și voi sunteți fericiți, fiindcă este un eveniment de amploare. Fiindcă data trecută ne-au întins doar mâna, dar data aceasta ne-au cuprins. Și vreau să vorbesc despre doamna Lidia Vrabea, care am cunoscut-o, de fapt, mai înainte ca să-i cunosc creația. M-a încântat această doamnă. Este calmă, profundă. Vorbele ei sunt de o profunzime mare. Când am luat cartea în mână, chiar prima istorie m-a impresionat foarte mult, am sorbit-o. Cartea am sorbit-o toată, fără rămășiță, și chiar m-a regăsit în două povestiri. În prima, și în povestirea Binecuvântați, care
mă caracterizează și pe mine. Am găsit la ea ceva, o claritate, ceva clasic. Este foarte ușor de citit ceea ce scrie și chiar este ceva o similitudine cu ceea ce scriu eu, ceea ce fac eu, deoarece ea apelează la credință, ceea ce fac și eu. Și foarte mult sunt încântată că am făcut cunoștință cu dumneavoastră și abia aștept să citesc a doua creație. Vreau să felicit pe toți protagoniștii acestei set, pe domnul Cornel și mulțumesc frumos pentru tot ce fac, tot aportul care ne ajută pe noi. Și noi abia acum înțelegem că s-a format istorie și sunteți prezenți la această istorie unde se face reuniune prin literatură, de fapt. Și de aici începe mai mult. Da. Vă mulțumesc că am închis în apostol. Înainte de a trece la următorul moment, dați-mi voie să citesc și eu două-trei poezii. Pentru că tot m-ați ascultat până acum, cred că e momentul să dăm și poezii drepturile ei. Și vă rog pe Milena să mă acompanieze. O să citesc două-trei poezii din volumul ultim, Paznici Pereților, Suma Unus. După momentul de poezie, urma prezentarea timpului, așa cum obișnuim noi la Societatea Culturală Căpsilea. Pentru că domnul profesor Laurențiu Vasiliu se grăbește, are un alt eveniment, vrem să-l onorăm cu o diplomă de excelență și cu titlul de membru de onoare al Societății Culturale Căpsilea. Domnul profesor este profesor de filozofie, a fost o viață întreagă, profesor la Liceul Roma Vodă și, sigur, și la Seminarul Ortodox a spedat și mai multe locuri pe care nu le știu eu cu momentul. Dar cei care sunt interesați pot să studieze problema. Dar mai mult de atât pot să vă spun că este autor al trei cărți pe care le-am editat la Papirus Media, un volum de poeme și două volume de filozofie. Unul cu o filozofie înclinată către teologie. Se acordă domnului profesor Laurențiu Vasiliu atât pentru creația lirică, cercetarea filozofică și jurnalistică de pionerat din anii 90, absolut remarcabile, cât și pentru contribuții deosebite în plan educației și pedagogiei. Această diplomă, ca și altele, au fost emise în cadrul zilelor municipiului Roma, care au fost în perioada 14-22 mai 2016, la Roma. Vă felicităm! Vreau să mă găsesc în 95, când era directorul revistei Agora, care apărea la Roma, este cel care m-a debutat pe mine, în mai 1995. Sunt ceva de atunci. Iată, debutul cine? Domnul profesor, și mulțumesc încă o dată. Salutări prietenilor noștri de peste Prut și de dincoace de Prut. Îmi pare rău că nu pot să mai stau până să ne luăm rămas bun, așa, mai personal. Sper să ne mai revedem, să ne regăsim pe Facebook și în realitate. Căutați pe domnul profesor pe în spațiul virtual al Facebook-ului. Este partea pozitivă a Facebook-ului. Dacă tot a venit momentul, vreau să mai salut în mijlocul nostru, care au avut răbdare și au stat până la final, în cadrul profesor, pe familia Dr. Felicia și Mihai Știrbu,
care este directorul revistei Moldova Literară, redactorul șef, pe domnul inginer Mihai Beloiu, Mircea Beloiu, pe doamna Mamela Marin Ursaru, pe domnul Petru Chirica, pe profesorii Natalia Rusu, care spunea domnul profesor ce am spus, l-am început să-l salut, dar eu mie mi-a plăcut așa ca un glos pe vechi, Cecilia Benică Bal, pe doamna profesoară Cătălina Corhăneanu, pe familia de medici dr. Lucian și pe familia de profesori Elena și Vasile Șerban. Să ne întoarcem la poezie. Cad, tot cad, mereu cad, le spun paznicilor. Parcă nu mai este tot universul, niciun punct fix de care să mă prind, de care să-mi atârn lianele de nădejde ale sufletului, în care să zăbovesc, în care să mă odihnesc conștiința, spre care să privesc precum îngerii dinaintea primelor fire de iarbă, precum îngerii dinaintea primelor petale de trandafiri. Cad, clipă de clipă cad și strig, și răgnesc și mă cutremur de propria încădere, și cer îndurare, și cer aripi, și cer. Cad, necontenit cad și în cădere nu știu în ce mă preschimb, și în cădere nu știu cu ce nume mă vor striga, și în cădere nu știu la ce nume voi răspunde și nu știu unde voi fi. Numele tău ne incomodează. Simpla rostire a numelui tău ne arde. Existența numelui tău ne încurcă. Numele tău ne disperă. Numele tău ne nebunește. Numele tău ne împarte în tabere. Numele tău ne împarte în prieteni. Numele tău ne împarte în dușman. Numele tău ne rănește orgoliul. Numele tău ne oropsește. Numele tău ne înlănțuie. Răspund. În numele meu îmi aflu izbăvirea. În numele meu sunt liber. În numele meu stau de veche conștiință trează, aprinsă candă, strămoșesc vreasc, arzând fără să se mistuie. În numele meu stau de veche, altar de jertfă, cuptor de pâine binecuvântat, pâine binecuvântată. Mi-a venit dor să muș din carnea numelui. Și mi-a venit să muș din carnea numelui meu. Și era carnea numelui meu de dor mușcată, fragedă și dulce. Și mi-am făcut numele hrană, la vreme de secetă, în restriștea privanei. Și mi-a venit să mușc din carnea numelui meu, și era carnea numelui meu dulce ca mielea. N-am plecat niciunul, am privilegiat toată noaptea. În marmura albă, în marmura neagră, scrijelite nume, aprinse verde. Păsările de piatră ale nopții, îngerii de marmură ai nopții, mai clipeau cu un fel de huruit neauzit în lumea asta, în mijlocul unei lacrimi aprinsă pe afară. Paznicul de carne și oase căuta drumul spre casă. Aveam privit cărarea altor lumi. El însuși părea o umbră din altă lume.
să faci pace cu Dumnezeu, să te fericești cu pacea semenilor, să te numeri printre cei care înțeleg porunca iertării, să faci pace cu propria-ți conștiință, să înțelegi universul, universul din afară, universul dinăuntru, să te juruiești pe tine nume întreg, rotund, rozbogolindu-se între cer și pământ, ca o pasăre transformată deodată în aici, pasăre fantastică, te rugim sprijinind pe înaltele aripi universului. Să-ți înțelegi numele zidit în piatra de temelie a omenirii, în nisipul cristalizat al primului cuvânt, și numele tău să fie iubire, și numele să-ți fie poruncă, și numele să-ți rostească doar proprietarii cerului. Și tu, împăcat cu tot universul, împăcat cu toți copiii universului, să nu-ți mai știi numele, să nu vrei să nu mai rostești, nici să nu mai poți. Și împăcat cu toate florile, și împăcat cu toate mucigaile pământului, să-ți uiți numele, numele tău pe care încă se sprijină universul. Universul din afară, universul dinăuntru, ca pe o roată de foc devenind în rotire tot mai mare și mai luminoasă, pasăre de lumină, pasăre de foc. Să faci pace cu Dumnezeu, să te fericești cu pacea semenilor, să te numeri printre cei care înțeleg porunca iertării, să faci pace cu propria-ți conștiință, să înțelegi universul, universul din afară, universul dinăuntru, să-i dejuvești pe tine însuți numele întreg, rotund, rostogolindu-se între cer și pământ, rostogolindu-se între cer și pământ, rostogolindu-se între cer și pământ. Poți să ajungi la final să nu știi și să ratezi timpul. Cum vei putea să-ți prelungești poemul până dincolo de margini? Cum vei putea să-ți continui cântecul până dincolo de pereți? Cum vei putea, dincolo de orice experiment al existenței, să continui să te scutui și apoi iar să înflorești ca o porumbiște sălbatică? Poți să ajungi la final să nu știi și să ratezi cântecul. Cum vei putea cupa să nu vezi în marea albă, în marea roșie, în marea neagră? Cum vei putea scrie fără oprire poemul fără nesfârșit? Acestea fiind sfârșite, a venit clipa aceea obișnuită în cadrul evenimentelor civice, să oferim din partea Societății Culturale Prefsivice a invitaților noștri diplome în semn de prețuire, prin care totodată recunoaștem, încurajăm și promovăm valori autentice. Mulțumesc Milenei pentru că m-a acompaniat atât de frumos. Și cred că o să facem un turneu internațional, cred, da? Cu prima ocazie. Mulțumesc! Aplaudați tânăra generație, pentru că, vedeți, parcă că căutăm și găsim și încercăm să găsim niște conexiuni să ne apropiem. Dar nu-i un lucru simplu. O rog pe doamna Maria Zalatu să se apropie, pentru că domnia s-a pregătit alături de familie, mă refer la forul familiei, sfatul familiei, sfatul țării familiei, a pregătit niște daruri pentru invitații noștri, daruri care vor însoți
diplomele pe care le vom oferi noi. Doamna Maria Zalatu este cea care a sponsorizat acest lucru și îi mulțumim în mod deosebit pentru acest. Societatea Culturală Greșită oferă astăzi diplome de excelență, însoțite de titlul de membru de onoare. Haideți să m-am curcat. Prima diplomă de excelență și titlul de membru de onoare, nu știu dacă vă duc pe aici, trebuie să-l chemați, dacă nu, eu am în ședea mai încolo. Se oferă diplomă de excelență și titlul de membru de onoare domnului Ivana Safte, managerul complexului turistic Hunter Session, pentru contribuție remarcabile la promovarea culturii locale, atât prin implicarea directă în sprijinirea inițiativelor privind cunoașterea istoriei și a tradițiilor strămoșești, cât și prin încurajarea și susținerea talentelor din spectrul cultural romașcan. Această diplomă va ajunge la domnia sa. Diploma de excelență și titlul de membru de onoare se acordă domnului Constantin Bordei, manager al complexului Royal din Roman, pentru contribuție remarcabilă la promovarea culturii locale, atât prin implicarea directă în sprijinirea inițiativelor privind cunoașterea istoriei și a tradițiilor strămoșești, cât și prin încurajarea și susținerea talentelor din spectrul cultural romașcan. Și această diploma va ajunge acolo unde este destinat. Amirabil. Diploma de excelență și titlul de membru de onoare se acordă doamnei Maria Aniței, manager al restauratului Bradul din Roma, pentru contribuții remarcabile la promovarea culturii locale, atât prin implicarea directă în sprijinirea inițiativelor privind cunoașterea istoriei și a tradițiilor românești, cât și prin încurajarea și susținerea talentelor din spectrul cultural romașcan. Vă rog pe doamna Maria, care este prietenă apropiată la Maria Aniței, să încredințeze diploma. Diploma de excelență și titlul de membru online se acordă doamnei Ludmila Sandu pentru maestria artistică, patriotism și perseverență în dăltuirea rostirii literare românești din Basarabia. Această diplomă va fi dusă doamnei Ludmila Sandu, bineînțeles, de doamna Lidia Vravie, care ea, Societatea Culturală Presidra, i-a acordat și domniei sale o diplomă de excelență și titlul de membru de onoare, se acordă doamnei Lidia Vravie, pentru maestria artistică, patriotism și perseverență în dăruirea rostirii literare românești din Basarabia. Vă felicit. Mulțumesc. Și vă rog să continuați. Și cadrul din partea noastră, felicitări. Societatea Culturală Presidra acordă diplomă de excelență și titlul de membru de onoare doamnei Cristina Costov pentru maestrie artistică, patriotism și perseverență în dăltuirea rostirii literare românești din Basarabia. Nu uitați la două de la doamna Maria. Societatea Culturală Presidra acordă diploma de excelență și titlul de membru de onoare domnului Victor Barcan, managerul restaurantului Corabia, pentru contribuții remarcabile la promovarea culturii locale, atât prin implicarea directă în sprijinirea inițiativelor privind cunoașterea istoriei și a tradițiilor strămoșești, cât și prin încurajarea și susținerea talentelor din spectrul cultural romașan. Mă simt onorat, mă simt onorat și vă mulțumesc din suflet. Societatea Culturală Presidra acordă diploma de excelență și titlul de membru de onoare doamnei Claudia Maria Dintre, în semn de prețuire și admirație a unei măiastre creații lirice și epice. Trebuie să ne înțelegeți că
acestea au fost emise unele în cadrul zilelor municipiului Roman și altele felicite. Și altele chiar la aceste eveniment, Seara Basarabeană, ediția a doua. A mai rămas una singură luminiță? Aia aici. Ia să vedem aici ce... Din nou de excelență și titlul de membru de onoare este acordat din partea Societății Culturale Cristina maestrului Cristinel Ionel Bisacaru, artist plastic și pedagog, în semn de recunoștință, preferire și admirație pentru activitatea de excepție depusă în promovarea culturii, artei și spiritualității românești. Eu vreau să vă spun că revista Cristina, cât și numele mele, pentru că sunt ilustrat numai de Cristinel Bisacaru. Vă felicit! Avem aici reprezentat domnul Gheorghe Bisacaru, tatăl maestrului. Societatea Culturală Cristina acordă diploma de excelență și titlul de membru de onoare domnului Cornel Galben, poet, critic literar, publicist și editor, în semn de recunoștință, preferință și admirație pentru activitatea de excepție depusă în promovarea culturii și spiritualității românești. Ați văzut la mandatul rană roșie, ca să se apropie de Galben. Aveți roșu, galben și mai trebuie la noastră. Diploma de excelență și titlul de membru de onoare acordat de Societatea Culturală Cristina pe cadrul evenimentului de astăzi, Seara Basarabeana de ediția a doua, Roman 28 mai 2016, se acordă domnul Ion Tudor Iovian, poet, critic, literar, publicist și pedagog, în semn de recunoștință, preferire și admirație pentru activitatea de excepție depusă în promovarea culturii și spiritualității românești. Acordă maestrului Lucian Sprochi, poet, critic literar, critic de artă, scriitor, dramaturg, memorialist, publicist, editor, pedagog, în semn de recunoștință, preferire și admirație pentru activitate de excepție depusă în promovarea culturii, artei și spiritualității românești, acordă o diplomă de academician flexibil. Afișul evenimentului de astăzi anunță și prezentarea revistei Crepsidra. Revista de cultură este fondată de Societatea Culturală Cristina Roman. Este serie 9, anul 8, numărul 9, mai 2016. Este număr editat cu sprijinul primăriei municipiului Roman și se vrează împlinirea 624 de ani de la prima testare documentară a municipiului Roman. Pe copertă, vedeți că academicianul Nicolae Manolescu și profesorul Laurențiu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman, de înțelit gustul profesorului universitar dr. Nicolae Manolescu Stunga, care a trăit între anii 1850-1910, în holul primăriei Roman, vine 6 mai 2016. Acest gust a fost amplasat după aceea în cadrul zilelor municipiului Roman, pe data de 18 mai, în piațeta din fața primării Romanului pe un socul. Vom renumăra acest moment în următoarea revistă pe care o condamnăm. Din cuprinsul revistei pot să vă amintesc rubrici precum editorial, au uitat sau nu au uitat semnat de mine, evenimentul profesorul sau doctor Nicolae Manelescu Strunga, care vorbește despre primul său profesorul sau doctor Nicolae Manelescu Strunga,
Corvel Pari Lucian Tudorache nominează buscul ceresc, buscul visat de pulbe cereste. Dr. Emanuel Nazaretean un articol despre Nicolae Mărescu Strunga. Aniversare, aniversăm pe un text al doamnei Eva Lazea, o personalitate impresionantă. Aniversăm pe domnul profesor Iusan Dr. Vasile Osache, la împlinirea a noi spunea, ce împlinirea 30 de ani de ani. Poesis, rubrica Poesis este amplă, veți găsi poeme de Vanjuran Bozanian, Dan Gabriel Albătescu, Laurențiu Vasiliu, Victor Stan, Constantin Agricola, Tungu, Ion Dudu Vrătău, Gheorghe Simon, Nicolae Sava, Mihai Merticam, Eva Lazea, Claudia Mitră, Iulia Storeu, Dan Mironescu, edificii epice, proză de Dan Gabriel Albătescu și Claudia Mitră, recenzii, o rubrică bogată, Lucian Strog, Mihai Raciotaru, Alexandru Mihailă, Ioan Dobreanu, Lucian Strog, de mai multe ori apare Emilia Chiriță, Eva Lazea, profesor Mihai Antone, eu însuși cu recenzii, recenzii la volume de poezii și la volume de proză, la volume de memorialistică, interviu, interviu realizat de domnul Alexandru Mihailă, cu o persoană din Roma, farmacista Ana Maria Stejara. În memoria avem două rememorări, două obasuri în această zonă. Gheorghe Aim Ciobanu, un text dedicat lui Belausov, Vitalie Belausov, Lousov și Cornel Baiu, un text dedicat lui Grigore Ghelu la comemorarea a 7 ani din veșnicie. Constantin Ștocu din Basarabia, profesor universitar, semnează tot un text poetului Tatăl Eternitate dedicat lui Grigore Ghelu. Avem și rubrica Basarabia noastră. Cornel Baiu, Seara Basarabeană, prima ediție, o rememorare a evenimentului. Alexandru Mihailă, Chemarea Limbii Române, cu texte, o rememorare tot a evenimentului de atunci, Seara Basarabeană, ediția 3, Petru Freita, descriere Basarabia. Laudă, o altă rubrică, Laudă Limbii Române, scriitor din Basarabia. Pe aici veți întâlni pe Cristina Costop, Lidia Sambu, Lidia Cramie, Dorina Coteanu, Svetlana Iurcu, Elena Mihalacea. Dialog cultural, Eva Lazea, interacă țin în câmpul lui muzicel roman, Constantin Agricol la Miu, român muzicel la Roma. Vă amintiți de dialogul nostru cultural, câmpul muzicel, inițiat de domnul doctor Dan Gabriel Albătescu. Istoria universală este rememorarea evenimentului 2015. Raymond Gheorghian, albenii primul genocid al secolului 20. Și Bartan Rachelian, două perece ținute la Roma și la Bacău, cu prilejul comemorării genocidului armean anul trecut la Roma, organizat de Uniunea Armenilor de România, filiala la Roma, coordonată de domnul doctor Emanuel Nazaretean. O rubrică Artis, coordonată de maestru Jean Strog, îl prezintă pe Dumitru Bezem, sau o lecție despre generozitate. Un artist răscunoscut al neamțului și al românilor, pentru că este un artist, aș spune, de talie mondială. Vă rog să mă bucur că am avut posibilitatea să ofer tuturor celor prezenți această revistă și sper ca pe viitor să mai pot face acest lucru. Sigur că încerc scuze dacă s-au mai separat greșeli de ortografie, dacă s-au mai regăsit separat greșeli tehnice, dar, iată, și noi suntem oameni și putem să mai greșim, așa cum și aparatele mai greșesc. Așadar, bunăvoință, pentru că dacă avem bunăvoință, vom reuși să facem tot ceea ce ne propunem. De asemenea, afișul anunță și o sesiune de autografie. Vă invit așadar în continuare să accesați și această secvență a evenimentului nostru,
după ce veți intra în posesia cărților dorite. În acest sens avem un mic stand amenajat. Toți autorii prezenți aici vor fi, vor oferi autografe, autografilor figurați. Elementul copilor cum copilind, oferit de sponsorii și mai ales de anfitrionul nostru de astăzi, pe care vreau să-l reaplaudați. Amiralul Nică Bacan, al restaurantului Bonapie. Mai aveam un moment aici, nu mai știu dacă... Da? Elementul continuă și cu un program artistic, pe care, pentru că nu-i așa, spuneam acolo și pot de cântec, și pot de joc, și pot de dor. Și abia, dacă cât veți gusta și veți răzgusta din cele puse acolo, pe măsuța din fața noastră, acolo, o rugăm pe tânăra noastră, e prim interpretă, de muzică populară, liceană, la Colegiul Național Roma Codă, să interpreteze câteva piese de suflet. Două piese cred că sunt suficiente. Înainte de asta, dați-mi voie să vă mulțumesc, mult tuturor pentru tot efortul, mai mic sau mai mare făcut, de a ajunge la evenimentul de astăzi, adevărat pot de rugăciune, adevărat pot de carte, titorie peste marurile prudului și peste apele din noi, în care înmoată peștii încrederii, peștii credinței, peștii dragostei de frate, după modelul Mântuitorului Hristos, luminat de înviere, chemat deși spre înălțare, în mijlocul apelor curate ale unui neam cel românesc. Hristos a înviat și continuăm cu codul de cântec. Sunt mai departe dorule, dorul alergă și se zbate dorule, de la Nistru mai departe dorule, dorul alergă și se zbate dorule, iar pe drumul cântă în aceeași limbă sfântă, în aceeași limbă. Să le spun
Continuăm cu o acasă.